Dincolo de propagandă, cu Andrei Gușă, la Gold FM. Bună ziua și bine v-am găsit la Dincolo de propagandă. Sper că ați avut o săptămână bună. Am avut o săptămână mai aglomerată, că am avut iar mici probleme cu aparatura de la radio, de data asta nu din cauza Enel-ului, deși are și asta legătură. Dacă s-au gândit domnii de la Enel să ne deconecteze pentru o datorie care, din câte am văzut în contabilitate, a fost una fictivă sau oricum nesemnificativă de 600 de lei, că noi avem facturi de la 2-3.000 de euro în sus pe lună și am pățit-o cu un aer condiționat, dar nu vă îngrijorați, totul e în regulă, împreună cu Mihai Pitaru și cu domnul Pompi, administratorul nostru, le-am rezolvat. Domnul Pompi e administratorul radioului Gold FM, fost Radio Total dinainte ca eu să mă nasc, de fapt, așa că vă dați seama că știe ce face. Astăzi, ca să o scurtăm, că tot timpul iese prea lungă emisiunea și se mă ceartă colegele mele de la 63 by Oana and Adina Timofte, începem cu domnul general Constantin Săvoiu. Analizăm ultimele evenimente de pe scena internațională, și anume în special despre escaladarea războiului dintre NATO și Rusia, pentru că a fost o săptămână de pomină din punctul ăsta de vedere. De fapt, totul a început săptămâna trecută din punct de vedere al escaladării, mă refer nu a conflictului, cu declarațiile lui Macron. Mă rog, total rupte de realitate din punctul meu de vedere. Nu poți să faci declarații ca membru NATO fără un consens în interiorul NATO dacă tu vrei să ataci o țară, și anume Rusia. Iată că Putin i-a răspuns și, mă rog, într-un fel, pe bună dreptate, a zis că cine atacă Rusia își asumă război cu Rusia, și aici normal că e vorba despre NATO, pentru că dacă Rusia răspunde, se activează teoretic articolul 5, dacă o țară NATO e atacată. După acest lucru, după declarația lui Putin, Olaf Scholz, total prost nimerit și prost cu P mare, a susținut public faptul că el știe că sunt combatanți britanici în Ucraina care ajută ucrainenii, deci care au acte de război împotriva Rusiei, neîntrebat Scholz, și uite așa, și iar așa, Lavrov amenință Basarabia, nu care cumva zice Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, să nu aibă soarta Ucrainei. Deci ne jucăm cu focul, dar să nu cumva să ne ardem. Vorbim și despre scenariul unui Schengen militar din ce în ce mai vehiculat, și de peisajul politic american, mai ales în urma studiului care demonstrează, cu subiect și predicat, dubiu rezonabil de fraudă la alegerile din 2020. Deci nu mai vorbim de supoziții, vorbim de studii clare. Sigur, se pot face alte studii în răspuns la studiul ăsta care să infirme, dar până acum, toate lucrurile fiind egale, studiul acesta american, desfășurat de niște universități foarte serioase, cât se poate de serioase, demonstrează faptul că Donald Trump a fost fraudat în 2020. Vorbim și despre amploarea luată de fenomenul deepfake, după ce pare că a circulat un deepfake cu George Simion toată săptămâna. George Simion spune că e deepfake, Aur spune că e deepfake. Pe de altă parte, nu știm încă dacă până în momentul ăsta au făcut o plângere oficială în acest sens. Dar dacă nu au făcut, bine ar fi să facă, pentru că e un precedent grav în România. Gândiți-vă la cazul Băsescu, când a lovit copilul ăla. Și Băsescu, bine mersi, deși el era vinovat în cazul ăsta, George Simion, nu știm, probabil nu e
vinovat. Și oricum n-are nicio vinovăție, era vorba de o declarație, nu de o faptă care să-l învinovățească. Și Băsescu, bine mersi, putea să zică, domnule, e deep fake, dar nu fac plângere. Și care e adevărul? E cuvântul unuia contra cuvântul altuia. Deci instituțiile abilitate trebuie pasată răspunderea instituțiilor abilitate, pentru că altfel va ieși un fiasco cu alegerile de anul acesta. Cu Petrișor Peiu despre nominalizarea lui Mark Rutte la șefia NATO. Cum e posibilă în condițiile în care Olanda nu își respectă angajamentul față de NATO? Dă sub 2% din PIB pentru bugetul NATO. Deci iată că Mark Rutte sub 2% din PIB ia fața împăratului nostru Iohannis. Deși noi cumpărăm arme, nu facem nazuri la armament, și dacă ne livrează în 10 ani, și dacă dăm banii jos acum, și dacă nu știm ce primim, noi ne-am făcut treaba, dar n-are noroc domnule Iohannis din punctul ăsta de vedere. Lasă, mai bine să nu fie Iohannis, că el e redele lumea de ardeleni, care acționează greu, dar Iohannis, care e sas, e nou etalon în sensul ăsta. Comisia Europeană a aplicat o amendă de 1,8 miliarde, cea mai mare din istorie, lui Apple, pentru un monopol sau pentru practici neloiale. Vorbim cu domn profesor de asta, vorbim și despre ce se întâmplă cu fermierii români dacă polonezii reușesc să-și închidă granița cu Ucraina, pentru că asta își propun, și multe alte, adică încă câteva subiecte pe care, dacă stați alături de noi, le veți auzi. Dacă nu, nu le veți auzi, dar veți citi știrile care ies pe Solid News din cele mai importante. Și uite, un subiect important, din negativ important, e faptul că Congresul PPE a luat loc la București săptămâna aceasta și liderii PNL au fost așa ultra lăudați și de către von der Leyen și mai ales de către Manfred Weber, care laudă și pe Ciucă și pe Siegfried Mureșan și pe Rareș Bogdan. Și asta mă amintește de medaliile pe care le-au primit Coldea și Chioveși de la statul francez. Ceva nu miroase bine când liderii străini laudă liderii noștri, când, iată, Weber ne explică cât de tare și răspicată e vocea lui Ciucă sau a lui Rareș în Parlamentul European. Când ai vocea tare într-o instituție de genul ăsta, se vede de la sine, nu trebuie să vină altcineva să te laude. Nimeni n-are interes ca tu să fii atât de bine plasat în configurație europeană, pentru că suma resurselor e una finită și, în mod evident, când tu ești mai puternic, ei de la altul, în speță de la nemții lui Weber. Deci e limpede ce se întâmplă, e limpede că ei sunt la o masă a negocierii, dar noi suntem în meniu. O palmă, îmi pare rău, peste obrazul lui Ciucă, lui Rareș și al lui Iohannis, lauda asta cu două tăișuri din partea lui Manfred Weber, liderul popularilor. Despre subiectul războiului, Ursula von der Leyen spune răspicat că amenințarea cu războiul nu este imposibilă, dar Uniunea Europeană este pregătită. Și de ce oare? De ce oare? Pentru că șefa Comisiei Europene pregătește o nouă afacere pe modelul vaccinuri, dar de data asta cu armament. Adică alimentează frica cetățenilor, care normal că după acțiunile și declarațiile aberante al lui Scholz, al lui Macron, al lui Boris Johnson, etc., se și justifică la o adică, da? Pentru ca mai apoi să trebuiască să cumpărăm armament. Normal, să ne apărăm. Dar cum să cumpărăm armament? Foarte simplu, ca și vaccinul. Adică noi, cu banii,
ea îi strânge și ne armament pentru toată lumea. Putem să fim liniștiți că pe toți îi dă pe armament și corect. Nu are alte interese să-i dea la o anumită firmă de armament cu care are alte înțelegeri subterane să-i vină niște bani înapoi. Cum se practică? Da, normal că nu e așa, că nici nu avem dovezi, dar nici proști nu suntem și în dubiu în sensul ăsta e clar că există și un dubiu că dacă se negociază și într-adevăr se negociază eliminarea dreptului de veto, țările mici și în speță și România avem de pierdut. Deci noi nu suntem o țară așa mică, suntem a șaptea țară din Uniunea Europeană, poate trebuie să repetăm mai des chestia asta, că parcă unii vor să uităm chestia asta, unii vor să ne simțim mai mici decât suntem. Nu noi suntem mici, liderii pe care îi alegem și pe care i-ați ales și am ales sunt cei care ne fac să fim mici. Macron a fost demonizat pe canalul Rusia 1, a fost numit un cretin fenomenal, nemernic nazist și rahat împuțit. Mă tot gândesc câteodată ce în mintea rușilor și în mintea lui Putin, de ce au nevoie de spectacolul ăsta de 2 lei ca să mobilizeze populația. De fapt, ce e mintea rușilor ca să numească pe Macron în urma declarațiilor despre care am vorbit, bineînțeles, un nazist nenorocit. Din punctul de vedere Reuters, fotografia lunii din cadrul vizitei lui Trump la Eagle Pass, la granița cu Texasului cu Mexic, unde sunt presiuni din ce în ce mai mari, dar unde și statul Texas s-a dovedit a fi o redută importantă a republicanilor și a patrioților americani. Războaie progresiste au ajuns în Ucraina, spune Politico. Un medic militar se luptă cu patriarhul Kievului pentru drepturile LGBT, dar stați să vedeți de ce. Pentru că din cauza patriarhului este un erou de război din comunitatea asta LGBT, care a trebuit să fie premiat și pe bună dreptate să fie premiat, dar patriarhul a spus nu, a spus că el nu e de acord să premieze un membru LGBT. Aici, deși poate o să vă surprindă, mi se pare o mizerie din partea patriarhului Kievului. Eroismul pe câmpul de luptă nu ține de culoare, mă rog, era zic culoare politică, nu știu, numiți-o cum vreți, de orientare sexuală și așa mai departe. Cum ar fi fost să nu se premieze toți eroii din războaiele mondiale și dinainte pentru că aparțineau unor minorități. Deci aici cred că e prost înțeleasă nu știu, atitudinea asta nejustificată împotriva acestui tânăr curajos. Nu susțin chestia asta, dar probabil că este o reacție la insistența LGBT-ului câteodată fără temei de a câștiga niște drepturi nu nejustificate, dar care n-au simțul realității, nu sunt în acord cu legile naturii, să zicem așa, și când te arzi cu iaurt, cu ciorbă sufli și în iaurt, dar aici nu mi se pare în regulă. Zice un sondaj New York Times, citat de, și de Politico, că Donald Trump îl conduce în sondaje doar cu 5%, pe 4% pe Joe Biden. Și asta e îngrijorător în condițiile în care 63% dintre americani cred, în urma unui sondaj, că lui Biden lipsește capacitatea mentală pentru a ocupa funcția de președinte. Totuși, dacă mai sunt 46% dintre americani care vor să-l voteze, cum zice sondajul ăsta, asta e îngrijorător. Eu nu cred că e așa. Cred că s-au luat în calcul voturile democraților și alți parametri, dar
60% dintre americani cred că îi lipsește capacitatea, dar ar trebui ca 100% dintre americanii care cred în medicină și în știință să creadă chestia asta, pentru că acum câteva săptămâni, nu e așa, a fost declarat senil, practic, Joe Biden, din păcate pentru el. Se duce o luptă pentru, în sfârșit, pentru românii ortodoxi din Ucraina, după ce Bor a binecuvântat inițiativele comunităților ortodoxe românești în Ucraina de a reface comuniunea cu Biserica Mamă, cu Patriarhia Română, iar Biserica Ortodoxă Ucraineană a menționat că decizia este periculoasă pentru suveranitatea statului și integritatea teritorială. Nu mă bucură neapărat decizia Bor, pentru că este mult prea tardivă, orice zi în plus este tardivă, iar biserica nu trebuie să facă politică, biserica trebuie să lupte în primul rând pentru viața oamenilor, a enoriașilor. Și după 2 ani e puțin cam târziu, dar e mult prea târziu, dar dacă se țin tari și nu dau înapoi după conflictul ăsta iscat cu Biserica Ortodoxă Ucraineană, condusă tot de patriarhul ăla care are ceva cu homosexualii, după cum v-am relatat, dacă se ține tare, atunci pentru mine e jos pălăria, își câștigă ceva încredere înapoi, dar dacă nu, atunci nu e bine deloc. Un român din 3 suferă de obezitate, cifrele pentru următorii 12 ani sunt înfiorătoare, scrie Ziua News-ului Bogdan Comaroni, care în fiecare zi publică știri foarte interesante, vă recomand să citiți Ziua News în fiecare dimineață. Facebook, Instagram și WhatsApp se pregătesc pentru alegerile europene, anunțând un plan de intensificare a politicilor de moderare. Frumos, ce cuvânt frumos, moderare. Poate fi oricând înlocui cu cenzură, normal, dar moderare sună mai profesionist, mai deontologic. În apele reziduale din București s-a găsit ketamina de 3 ori mai mult decât media europeană. Apropo de ce vorbeam lunile trecute și de-a lungul ultimului timp, că România a devenit din oraș de tranzit, țară de tranzit, țară de consum de droguri, dacă la ketamină stăm de 3 ori mai rău decât alte capitale europene, atunci e grav. Bun. Scandalul săptămânii sau evenimentul săptămânii, din punctul meu de vedere, e cel cu Halep, care a obținut la TAS reducerea de la 4 ani la 9 luni a suspendării pentru dopaj, pe care a primit-o în 2022, în 21 decembrie, și care practic îi permite deja să concureze din nou, dacă își dorește. Au mai fost multe alte evenimente importante, dar am văzut că au fost foarte slabe analizele și comentariile pe marginea acestui subiect, așa că am zis să clarificăm un pic lucrurile. Slabe pentru că sunt mulți care nu se pricep, dar au vrut să își dea cu părerea despre acest fapt, și mulți care se pricep, dar au vrut să aibă o atitudine populară sau populistă din punctul ăsta de vedere. Fapt reprobabil. Aici lucrurile sunt clare și tranșate. Nu? Bun. Deci, să ne înțelegem. Uite, Adevărul, de exemplu, titrează: Halep la cea mai mare victorie din carieră, tra-la-la-la-la, nu știu ce. Deci, în primul rând, asta nu e o victorie. Asta e ca și cum primești 4 ani cu executare închisoare și trece pedeapsa la 9 luni și așa mai departe. Asta nu înseamnă că te declară nevinovat. Asta înseamnă că îți reduce pedeapsa. Deci Halep e vinovată din punctul ăsta de vedere. Doi la mână. Despre dopaj în general. Că tot ne învârtim în jurul cozii. Dacă s-a dopat, dacă nu s-a dopat.
s-a dopat inconștient. Deci cert este că Halep s-a dopat. Nu mai contează dacă e conștient sau inconștient, pentru că dacă s-a dopat, atunci performanțele sportive i-au fost alterate în sens pozitiv de drogul ăla și fapta a fost comisă, deci nici măcar n-are importanță. Aici e vorba de de egalitate de șanse între sportivi și faptul că unii sportivi au fost dezavantajați de faptul că Halep a avut o capacitate mai mare de efort, etc. și a câștigat bani. Că la asta se rezumă. Cel puțin pentru Halep, din câte o văd eu și am urmărit-o mult, dar am decis să nu mai urmăresc de când a decis așa că ea nu merge la Olimpiadă. Dar am mai discutat despre asta, să nu facem paranteză prea lungă. Da? La asta se rezumă. Acum, cert e, și e o certitudine, că marea majoritate a sportivilor de performanță se dopează. Credeți că Serena Williams, vedeți cum arată, sau altele, kazahstanezoicele, rusoicele, chinezoicele, chiar credeți că nu se dopează? Dar se știe aici în lumea sportului, da? Dacă te dopezi cu de la dopingul moldovenesc, vă zic, ăla cel mai așa din epoca de piatră. Deci era, se vorbea prin vestiar peste tot, domnule, la 6 luni, dacă te injectezi cu el, nu-ți mai iese doping, la 2 luni, dacă îl iei prin formă de pastilă, nu-ți mai iese doping. De ce credeți că se tot, unii se accidentează, dar nu știm sigur dacă se accidentează, dar nu se participă la 2 turnee și așa. Deci aici să fim foarte clari. Dopingul nu te face să fii supra-sportiv sau nu știu ce. Aici e doar un joc, cine are mai mare capacitate de efort. Corpul uman nu e ca o mașină, are o capacitate finită de efort și la antrenamente și în meciuri. Și acel efort te face mai puternic, te face mai rezilient, te face să-ți îmbunătățești tehnica și voința și așa mai departe. Deci, simplu. De ce credeți, de exemplu, că Halep, și aici vă zic, e emisiune de opinie, dacă deranjez, putem spune și că e pamflet, că nu mă interesează. De ce credeți că Halep a interesat o mare prietenie cu Ion Țiriac? Credeți că venea Țiriac să o antreneze? Nu. Fiecare sport, că e fotbal, că e judo, că e tenis, așa, e vorba de interese, e vorba de bani mulți și e vorba de niște șmecheri care dețin mai mult sau mai puțin control în sportul ăsta. Și poate s-a gândit doamna Halep că dacă e prietenă cu domnul Țiriac, atunci va fi și ea tratată mai blând din punctul ăsta de vedere, cu dopingul și cu altele, iată că n-a fost. De ce e important pentru Halep chestiunea asta? Altă chestiune care e total... De asta o să vă mai zic, cam aici deschise niște pagini să nu uit. Bun. Așa. De exemplu, ce știam că sunt mulți care fac pe populare și pe nu știu ce. Uite, de exemplu, Ionuț Lupescu, care am înțeles că e vehiculat pentru candidatura la Primăria Capitalei. Deci zice Ionuț Lupescu o declarație care mă șochează, efectiv. A fost controlată de peste 120.000 de ori. De 120.000 de ori? Deci, bă, fraților, Halep are 31 de ani. Să zicem că e controlată de la 16 ani, deci de 15 ani. Puneți de la 14 ani și dacă împărțiți 120.000 la numărul de zile, ar da, cum zice domnul Lupescu, că a fost controlată de 7 ori pe zi. Deci, CTP a zis că i-a ascultat ăștia ce a scris el și de-aia i-a influențat el rezultatul. Zice în Gazeta Sporturilor. Tribunalul de la Lausanne a ținut seama de ce am spus din primul minut și până azi. Da, 100% pe CTP îl ascultă Tribunalul de la Lausanne. Deci, pentru Halep, importantă chestiunea asta dintr-un singur punct de vedere. Cel al banilor. Halep are 31 de ani. Vă garantez că după 2 ani de pauză la 31 de ani, mai poți să câștigi, să ajungi numărul 1 mondial, numărul 10 mondial. Prin experiență și prin niște sclipiri de geniu, că e o sportivă talentată, asta nu contestă nimeni, foarte talentată, poate în orice zi să o bată pe cea mai bună din lume. Poate o să aibă un turneu, poate mai ia un mare șlem, deși nu cred. Dar ca să mai ai reziliența aia, să câștigi, să fii în top așa, nu o să mai aibă niciodată. Ce e o chestie de vârstă. Dar de ce o interesează pe Halep rezultatul ăsta? Pentru că cașcavalul mult, el are reclame de publicitate.
nu la câștigări de Grand Slam. Unde face ea? La Banca Transilvania, la aia, la aia, la nu știu ce. Dacă ești pătată ca imagine, cum e Adi Mutu săracu, da? Nu mai poți să faci reclamă. Dacă ei s-a revenit deasupra rezultatului și așa, mai joacă ea un an tenis și vedeți reclamă Halep până la adânci bătrâneți, timp în care doamna Halep, că asta o interesează pe dumnea ei, câștigă bani, ca să ne înțelegem. Cum câștigă și Mihai Morar bani? Pentru că fanii Formula 1 sunt scandalizați de modul în care a transmis evenimentul de Formula 1, pentru că Mihai Morar a difuzat reclame în timpul cursei. Sper să se sesizeze CNA-ul, pentru că nu e ok ce se întâmplă. Oricum, odată am văzut rețelele lui Mihai Morar și sunt dezgustător de pline de reclame. Nu poți, adică, nu știu, hai, o domnișoară tânără că face reclamă la 3 creme și la 2 hoteluri și așa, o înțeleg. Că, bă, da, când te dai și poet, te dai și de ăsta, cu podcast, cu TED Talk, bă, frate, nu ți-e rupt. Știu pe Mihai, nici nu mai zic nimic rău, Mihai, dacă ascult. Dar nu se poate de reclame. Nu ți-e rușine de oamenii care te urmăresc să-i manipulezi în fiecare zi cu alte reclame? Acum vrei și la televizor să-i manipulezi cu pariuri sportive sau cu... Hai, frate, să ne... Așa, cam întârziat un pic. Zice Actual 24, înapoi la epoca de aur, un primar PSD a oferit lui Mocioalcă, vicepreședintele Curții de Conturi, un tablou cu chipul acestuia în semn de respect și mulțumire. S-a uitat probabil de prea multe ori la filmele de astea cu mafioți și s-a gândit, e și asta un gest, e frumos să primești un cadou din asta în semn de respect și mulțumire, de aia înapoi la epoca de aur, în ghilimele, zicea probabil Actual 24. Un subiect pe care îl abordăm și cu profesorul Petrișor Peiu: Uniunea Europeană vrea să interzică repararea mașinilor mai vechi de 15 ani, ceea ce e un atentat, în opinia mea, la mobilitatea populației. Ce faci? Dacă n-ai bani de altă mașină, te întorci la cal sau te faci maratonist? Un fenomen global se pare că crește incidența sinuciderilor, și anume poluarea, iar femeile în vârstă sunt cele mai expuse riscului. Și e vorba de o cercetare condusă de Dr. Tema Carlton de la Universitatea din California. Nu e o regresie, e o profundă corelație între evenimente, deci mai trebuie cercetări ulterioare. The Telegraph are un titlu foarte interesant și anume: universități din Russell Group din Marea Britanie au spus personalului și studenților că sintagma asta, că cea mai calificată persoană ar trebui să obțină locul de muncă la un concurs, la un interviu, etc., este o microagresiune, adică un fel de discriminare. Deci, puteți să puneți, să scrieți meritocrație egal discriminare în lumea progresiștilor. Un client Raiffeisen, care prefera numerarul, a primit o citație prin care banca îi cere explicație privind folosirea banilor scoși de pe card și e pe bune. Adică, zice R3 Media, sigur, poate să iasă banca cu un comunicat dacă nu e așa, dar până la proba contrarie, eu îi cred pe cei de la R3 Media. A fost un om săracul, din treaba lui a vrut să scoată toți banii din cont, cât avea, nu știu cât avea. Și banca a zis, dom'le, dar de ce scoți banii? Ce vrei să faci cu ei? Și interesantă chestiunea asta, adică de unde până unde? S-a semnat ceva în sensul ăsta, dacă te întreabă banca de sănătate dacă scoți banii? O femeie din Spania, țara experiment a progresiștilor, părerea mea, condamnată la 6 luni de închisoare după ce a jignit un transexual și a afirmat că există doar 2 sexe. Cum, având în vedere că știrea am găsit-o pe deșteptarea.ro, nu-i cunosc, un site interesant, felicitări celor de la Deșteptarea, dar pare mai
conservator, așa, o fi făcut un pic mai mult doamna asta sau nu o fi făcut, dar e un precedent interesant. Adică probabil că și domnul sau doamna transexual o fi fost agresivă dacă a avut altcineva, doamna transexual, dacă a avut cineva reacția asta, asta e, ce să facem. În Olanda, guvernul vrea să înlocuiască cuvântul mamă cu părintele din care s-a născut copilul. Cam lung, dar poate în olandez o fi mai scurt. Și foarte interesant, și cu asta cam terminăm, Papa Francisc numește teoria genului cel mai îngrozitor pericol. Ștergerea diferenței înseamnă ștergerea umanității. Fapt care m-a surprins după toate poziționările Papei Francisc pro-căsătorii LGBT. Ce l-o fi împăcat? Sunt două variante. Sau s-a iluminat la bătrânețe, sau s-a prostit din cauza vârstei, sau varianta 3, alt răspuns. Nu știu, acolo e vorba de supoziții, de astea ar fi clasice, să zicem. Dar ce te faci? Că e un trend din ăsta între adolescenți, că se prefac că sunt pisici sau că sunt câini. De exemplu, o fată din Arad, adepta curentului acestuia, s-a acostumat în pisică și a atacat un câine într-un parc. Și unii psihologi trag un semnal de alarmă și spun că fenomenul este foarte îngrijorător, în special în rândul tinerilor. De-aia, probabil, a restricționat Florida accesul la social media pentru copiii sub 16 ani, că poate provoca sminteli din astea, că asta e vorba de sminteală, deja la 16 ani tu trebuie să înveți, să-ți faci un viitor și stai, mergi, te îmbraci în pisică să muști câinele în parc, vă dați seama. Și Le Figaro, și cu asta chiar închei, spune că generația celor născuți între 1980 și 2000 am putea, că și-o fac parte, deveni cea mai bogată generație din istorie. Asta mi-aduce aminte de parabola aia arabească, cum că, țineți minte, că avea Rolls-Royce șeicul și a întrebat, domnule, dar de unde ai Rolls-Royce? Stați liniștiți că și bunicul meu avea cal, cămilă, că eu cămilă, și nepotul se întoarcă tot la cămilă. Păi cum se întoarcă nepotul? Păi, bunicul meu a trăit în timpuri grele. Timpurile grele nasc bărbați, formează bărbați puternici, oameni puternici. Oamenii puternici creează timpuri ușoare, cum am eu acum. Timpurile ușoare formează din nou bărbați slabi și bărbații slabi formează timpuri grele. Apropo de timpurile ușoare în care trăim, cei din între 80 și 2000, și ce timpuri grele, Doamne ferește, să nu creăm. La mulți ani tuturor doamnelor, la mulți ani tuturor mamelor, la mulți ani și mamei mele de 8 martie. Pentru că e ziua doamnelor, m-am gândit eu așa când alergam prin parc ce muzică v-ar face plăcere și am gândit la Julio Iglesias, că așa mi s-a părut mie mai potrivit. Astăzi ascultăm Julio Iglesias, scurtă pauză muzicală și rămâneți pe Gold FM, că ne întoarcem cu generalul în retragere, domnul Constantin Săvoiu. Dincolo de propagandă, cu Andrei Gușă, la Gold FM. Ne-am reîntors la Dincolo de propagandă și mă bucur să vă zic că l-avem alături de noi pe domnul general în retragere, Constantin Săvoiu. Ce faceți, domnule general? Ați trecut. Sunt în primul rând fericit că ne vedem și ne auzim din nou. Mă întorsei luni, de la Iași, între miercuri seara și duminică, fusei la un mare congres, Universitatea Apolonia Iași, făcut de un academician, profesor doctor Burlui, poate l-ați auzit deja, cunoașteți, Bazil pentru intimii. Este al 34-lea an când face acest congres. E un congres în două părți, medical și literar, filologic și filozofic.
Pot să vă spun, stimați telespectatori, că vedeți această frumoasă televiziune și radio, Gold FM. Fac o mică paranteză, dragul meu. Ieri o doamnă mă sună, ce poți să facem un luăm interviu pentru un sondaj pentru posturile de radio. Bun. Și eu să pun o întrebare. Și îmi citează 30-40 de posturi. Zic, doamnă, eu nu mai am un singur post să ascult. Care? Pe Gold FM. A, da, bine. Și care al doilea, romantic, când sunt în mașină. A, nu mă pune centa să mă aplicați, am văzut toate posturile, 50. Doamne, unul, Gold FM, da. Deci, ideea următoare. Am avut încântare să văd oameni de mare calitate, patrioți, și mulți academicieni au fost prezenți și am avut în același timp și plăcerea, nu vă ascund, să discut 4 zile, să fim, chiar ne-am împrietenit, cu un personaj care îl cunoșteam puțin, cunoșteam din istorie, se numește Peter Roman. Fostul premier Peter Roman și am descoperit cu multă plăcere că e un mare filozof, a scris 3 cărți de filozofie, foarte interesant. Deci a fost așa rejuvenată, ne-am reînnoit memoria noastră și mai ales sufletul patriotic. Însă, îmi permite să încep cu o declarație preliminară. Înainte de toate, sunt fericit de decizia de ieri a Curții Supreme a Statelor Unite, care a dat o hotărâre pozitivă. Președintele Donald Trump se poate prezenta și va câștiga. Cu 30 de minute am vorbit cu prietenul nostru comun, Sorin Roșu Castănescu, zice, iubite frate, nimic nu mai poate opri pentru cursa la Casa Albă. Și aici intervin, mi-a zis, nu, Sorine, ce? Dacă este omorât. Și nu se poate. Zic, nu uitați că Deep State, John Fitzgerald Kennedy, ce l-am văzut? Deep State. Iar actualmente, Deep State în America, FBI-ul, CIA-ul, Departamentul State, sunt contra lui Trump. Deci, singurul lucru s-a putea întâmpla. Doamne ferește, bată aici în masă de lemn. Deci, clar, este cursa spre victorie și pentru noi este foarte important. Știți de ce? Videospectator. Ce? Voi ticălos cu Ucraina. Ascultam dimineață televiziunile, 5 posturi televiziune în franceză, unul în engleză, Europe News, celălalt este franțuzești, și un israelian, Israel I-24. Am fost, să zic așa, înspăimântat să ascult tonul televiziunilor franceze, cam din 5-4 au de stânga, mai mult sau mai puțin, cam toate sunt cam de stânga, una mai de dreapta, declarațiile șefilor de state sau prim-miniștri, finlandezul, norvegianul și suedezul, la televiziune, pregătiți-vă de război cu Rusia. Deci, o isterie totală. Ministrii apărării au spus, da, vom intra în război și știți ce au acum vânzările enorme? Bunkerele adăposturile antibombă. Deci, dragii mei, hai să fii cu picioarele pe pământ. Această isterie nu e bună deloc. Nu știu de ce. Bine. Da, o secundă, ca să rămânem la America, că după aia avem foarte multe întrebări pentru dumneavoastră după ce tranșăm subiectul. Deci, ce ziceți de demisia Victoriei Nuland, care a decis să demisioneze doar la 62 de ani și, mă rog, era un element important. Am făcut și un comentariu unui alt mare ziarist, om de presă, un politician care se numește Cosmin Gușă, nu știu dacă îl cunoști, așa chiar dimineața zic bon va, adică hai să se ducă. E o rușine, stimate prieteni, dragul meu, e o rușine, acest personaj timp de ani de zile a lucrat contra noastră, contra Europei, contra României, când ne amintim toate aceste afaceri dubioase în care a fost implicată și cum noi deveneam un fel de așa colonie bananieră, zic, mulțumesc, Doamne, că n-am scăpat de această pacoste. Deci, un lucru bun,
că am scăpat de ea. Nu e că e destul. Așteptăm de fiecare. Cum ați defini? Care e părerea dumneavoastră? Că zic părere, eu știu că dumneavoastră aveți o părere foarte profesionistă și bine sedimentată, dar zic, ca să nu zică lumea că dăm adevărul aici, e o chestie de opinie. Ea face parte din grupul neoconservatorilor din Statele Unite. Cum ați definit dumneavoastră părerea dumneavoastră despre intențiile, obiectivele neoconservatorilor? Poate nu avem dovezi, dar e o opinie unui... Da, da. Așa zic neoconservatori, care sunt un fel de cheval de Troie, cal troian al mai noi ordini mondiale, de altfel, îmi permiteți să nu să fac publicitate, numai să anunț, dacă intrați pe www.patriaromana.ro, www.patriaromana.ro, veți citi editorialul comunicării care am făcut-o la Congresul Apolonia de pe 29 februarie săptămâna trecută, se intitulează Noua ordine mondială, două puncte, progres sau decadență. Și arăt cu date că suntem în fața unei mari decadențe. E bine, acest așa zis și neoconservatori fac parte de o strategie foarte inteligentă a faimosului, să zic așa, om din umbră, numai un umbră că este chiar sub reflectoare, care se numește George Soros. Genul acestui om extraordinar, da, e o inteligență diabolică, malefică, este de a folosi și dreapta și stânga. Așa acoperă tot spectrul politic în Europa. Cu excepția lui Victor Orban, toată lumea este supusă lui. Și așa zis liberali, vedeți astăzi că a început la București acest show mediatic al Partidului Popular European. Doamna von der Leyen este absoluta servantă a noi ordine mondiale, așa zis de dreapta liberală. Deci, doamna Nuland, în așa zis nou conservator, este un cal troian în cadrul acestei politici globaliste al domnul Soros și a celorlalți, de la Rothschild la Bill Gates și Rockefeller, de a pune mâna pe puterea mondială. Acest guvern de elite, când vorbeam de mai multe ori, și reamintesc că cine nu știu că acest criminal care se numea Hitler cu 80 de ani în urmă avea aceeași teorie. Și acum această teorie este aplicată fără rușine și de domnul Klaus Schwab, faimosul Forum Mondial Economic de la Davos și de ceilalți. Deci, dreapta stânga, neoconservator, falși neoconservator, neoconservator, stimați prieteni, ar trebui să fie cei care sunt pentru valorile puternice ale familiei, ale tradiției, ale istoriei. Îmi permit să vă spun că luni dimineață, înainte de a pleca, am trecut să văd pe domnul președinte academicianul Burlui de la Polonia și după aceea m-am dus să văd biserica Sfânta Paraschiva. Era mai puțină lume decât duminică, am putut după jumătate de oră să ajung din fața moaștelor și ieșind de acolo, colegul care era lângă mine, adjunctul meu, zice, iubite frate, hai să-l vedem pe mitropolitul Teofan. Sunai, i-am la vis-a-vis de biserică, zic, sunt arhontele patriarhiei cu mine, ce general Bartolomeu Constantin să vizul, poftiți vă rog, domnul arhonte, ce bine, două secunde, l-a anunțat pe mitropolit, a venit după 10 minute, era într-o ședință, ne-am îmbrățișat, îl cunosc din 1988, un an înainte de Revoluție, era atunci student la Institutul Saint-Serge, la Paris. E dânsul este un adevărat om tradiționalist al familiei. El aș putea să spun că e un neocof, dar nu cei care sunt falși. Deci, ca să termin cu acest capitol, e o falsă neoconservator, cei care sunt cu Soros și nu poate să fie decât nouă ordine mondială deghizat, un fel de lup cu piele de oaie pe deasupra. Da, apropo de, ziceați de doamna von der Leyen, doamna, mă rog, doamna, că e femeie, e ziua femeii, da. Ce ziceți că ăștia și Weber și von der Leyen i-au lăudat și pe liderii PNL, la PP și pe Ciucă și pe Iohannis și pe Rareș Bogdan? Ce înseamnă lauda asta? E de bine sau nu prea? Păi, își laude, bineînțeles, colegilor, tovarășii de brațele și tovarășii de luptă, de ghilimele. Vreau să reamintesc cu tot respectul și fără doială, de asemenea și cu, nu vă ascund, cu anumită admirație și
chiar, e un personaj important, domnul Eduard Helvig. Da. I-am cerut în funcția mea, când am fost vicepreședinte oficial de rezervă NATO, Marea Maestru a Marilor și Naționale Române, 1880, este tot o organizație cunoscută, 140 de ani, să mă primească. Nu și-a dat oboseala, acum poate când este, nu mai este, mai primit, dar nu mă interesează pe mine să discut dânsul. I-am amintesc cu tot respectul, cine nu știe, că dânsul a fost președintele filialei Foundation for Open Society, Fondația pentru o societate deschisă de la Cluj. M-am mirat că dintr-o dată a coborât un înger și a schimbat păreri. Deci asta e fi foarte serios. De unde domnul Iohannis făcea parte din aceeași organizație europeană, în care președintele a Davignon, domnul vicecomte Davignon, deci suntem aceeași mare organizație tentaculară a lui Soros, Fondația pentru societate deschisă, Foundation for the Open Society, de care face parte doamna Maia Sandu, de care face pe toți rești, ceilalți lideri europeni, și de care, din păcate, e conducut deocamdată și care ne-a împins în această tragedie că este războiul cu Ucraina. Și tot cu aceeași mâhnie, ascultam comentarii la seară, 51 de miliarde acordă Uniunea Europeană pentru Ucraina. Doamne și domnule, stimați români, stimați concetățeni, avem drumul de făcut, spitale, școli, dăm pentru gloanțe, obuze. Îmi spunea Alante, un specialist în domeniul armamentului, nu o să spun nume că e foarte cunoscut, a fost director unității de producție a armamentului, zicea, iubite frate general, știi cât era înainte un Glock 762, 10 cenți. Acum e 30 de cenți. Cât se vindea atunci? Se vindea $1, $2, acum $5. Un Glock ne costă 30 de cenți. Vă dați seama ce beneficii există. Un obuz de 159, da? Era $1,000, acum $5,000 un obuz. Fiecare tragere, bun. Știți care este randamentul? Pentru gloanțe este de 4%. Din 100 de gloanțe trase, ca 4 ajung la țintă, adică la soldați ucraineni care trag în ruși. Iar la obuze, 6, puțin mai mare randamentul la 6. Deci 94% se pierd, se trage în neștire. Și nu au muniții, săraci ucraineni. Și noi vom continua să aruncăm banii pe... Deci e o tragedie. Da, în afară de bani, am sesizat o chestiune. De când n-am mai avut plăcerea, ați fost plecat puțin, dar v-ați întors și continuăm fără probleme. S-au întâmplat niște chestiuni pe care pe mine personal pot zic că m-au îngrijorat, că nu mă îngrijorez. Că până la urmă ce vrea Domnul, asta se întâmplă. Dar cu liderii pe care ne-a dat, te îngrijorezi. În afară de ajutorul ăsta pecuniar, totul a început, adică escaladarea, cel puțin declarativă a războiului, cu afirmația lui Macron că vrea să trimită trupe acolo. Și de acolo s-a făcut tot ping-pongul ăsta de idei. A venit și Scholz. A zis că de fapt ar fi trupe deja acolo. Putin a răspuns, sau cine a răspuns din partea Rusiei, oricum poziția oficială, că să aibă grijă că e război cu NATO. Și ce se întâmplă? Și totul a culminat cu declarația de duminica trecută, sau sâmbătă, nu mai știu exact, că a zis Lavrov că Doamne ferește să n-aibă și Moldova soartă Ucrainei. Ce înseamnă chestiunea asta? Că dumneavoastră sunteți cel mai măsură să ne explicați. Am urmărit cu foarte multă atenție și comentariile mass media franceze și cele în limba engleză europene. Suntem în plin, mă scuzați, prin delir. Domnul Macron, dintr-o dată, s-a găsit cavalerul cu sabia în mână și face niște declarații belicoase luna trecută. Și fără consens, că sunt certul de doar virgula asta. Ce înseamnă să facă fără consens? Exact. Foarte interesant. Că însăși tovarășii lui de luptă, de ghilimele, Scholz, spaniolii, suedezii, ce noi nu ne trimitem trupe. De ce? Pe foarte moment când trimitem trupe, devenim beligeranți. Deci suntem în total delir. El va să-și redoreze puțin proasta impresie că va în Franța,
Macron nu se mai bucură decât foarte puțină sprijin, de 34-35%, vă dați seama, are actualmente în sondaje și vrea să-și da această alură de luptător pentru, bon, după ce înainte trecea. Și dintr-o dată vedem că ne ducem pe râpă. Văzui acum că era la Praga luni. Se zice acolo, hai să facem imediat intruse de război în Europa. Și încearcă să facă fel de tratative pentru a întări intruzia de armament în Europa. Deci suntem într-o totală nebuneală, așa zis, ca să facem concurență întreprinderilor militare americane. Economia îi va continua fără doială, însă în așteptare este o aberație. Deci faptul de a trimite soldați, Franța, ce nu mai fi Polonia, Germania, ne pune imediat ca beligeranți în fața domnului președintele Putin. Vrem, nu vrem. Cine vrea aceasta? Opinia publică nu dorește. Deci acest guvernanți ne vor să le trească, stimate prieteni, cu orice vede în război. Ce vedem noi actualmente? Acest show al PNL-ului la București, mi-am amintesc cu ani în urmă, când era atunci, înainte de alegerile din Cipru, era bunul meu, vechiul meu președinte, Nikos Anastasiadis, după ce a devenit președinte în 2015, înainte, 2013 sau 2012-2013, era același show aici, la București, și mă întâlnesem cu Nikos Anastasiadis, înainte să fie președinte, și era și cu domnul Sali Berisha. Bun. Era tot și mai temperat pe vremea aceea, dar acum suntem în total delir, începând cu domnul Rareș Bogdan, care este cu cine, unde bate vântul, trompetă, bop, gata, trăiască Câțu, trăiască Orban, trăiască, el o spunea timp, din moment ce crede că are un post la Bruxelles, va fi gata. Eu chiar îmi ia mai bine pentru domnia asta să rămână ca prezentator de televiziune, măcar că putea rămâne 10-15 ani. Aici, funcția politică, nu știm câți ani poate să rămână. Deci, pe părerea mea, este o aberație totală și popoarele europene nu doresc să te imite cu... Da, mă scuzați. Nici problemă, că facem ca tu. Reîncepe de unde ai zis. Da. Deci, v-am răspuns. Sunt îngrijorat pentru prostia, ca să nu zic altceva, unui conducător european care vor să trăiască România sau Europa. Sau Europa sau Polonia sau Franța în război. Dar în același timp văd declarația noului președinte finlandez, care e un om de dreapta, așa zis de dreapta. Deci, noi dorim să avem și arme atomice pe teritoriul nostru. Deci, nu știu ce, au luat ceva, un virus care le schimbă ideile, toată lumea se vede deja în război cu Rusia. Doamnelor și domnilor, iubiți concetățeni, români dragi, vrea cineva război în România să ridice mâna? Eu nu. Și că nici dumneavoastră. Suntem în total delir. Pe de altă parte, vedeam tot un comentator ucrainean care spunea foarte clar ieri. Viitoarele negocieri cu Rusia vor fi mult mai dure pentru condițiile decât le aveam la Istanbul. Știm foarte bine că practic două luni, în 2022, la Istanbul, cele două delegații erau aproape de un acord. Se și parafase acordul, delegația ucrainană, cea rusă, și vine acest nebun. Vă amintiți cu că părul ăla așa, eu cu mai mult păr, nu că sunt gelos. Nebunul de Johnson. Nu semnați că vom învinge. Vă dăm noi arme. Rezultatul, acest acord care era aproape gata de semnat, puteam termina războiul de atunci. Rusia a cerat ce acum va fi mult mai dur, atenți. Teritoriile din Est care au fost rusești, Donetsk, Lugansk, Donbass și, bineînțeles, a lătat lumii că Crimea a fost și este un teritoriu rusesc. Va fi mai dificil. Uitați-vă eșecurile repetate ale armatei ucrainene. Unde sunt victoriile? Unde e faimoasa victoria din primul? Contraofensivă. Nu-l păd nicăieri. Deci sunt bucos că am aici, lângă mine, un mare care mă ascultă.
Da. Și ce se întâmplă cu cei 700.000 de recruți care se pare că lipsesc? De-ați spus, nu știu dacă ați văzut. Sigur ați văzut, de fapt, schirea din... Polițiști în continuare. Uitați-vă, eu mă uit la televiziune străine, arată că femeile la Kiev fac manifestații, aduceți-ne înapoi soții sau copiii noștri. Deci, suntem în totală fierbere a populației ucrainene, că nu mai vrea război. Se ascunde această propagandă occidentală, că e teribilă. Îi văd toate televiziunile. Înainte. Suntem într-o totală dezinformare. Nu ne-am fi gândit niciodată sub regimul comunist că vom avea peste această dezinformare. O avem acum, așa zis, dezinformare societății democratice și liberale. Deci, vor lipsi recluzii. Suntem foarte clar că nu pot să aibă oameni și îi așteaptă o distrugătoare înfrângere. Veți vedea ce se va întâmpla după ce, Doamne ajută, spun chiar Doamne ajută, că președintele Trump să câștige luna noiembrie, că va tăia imediat proviziile pentru Ucraina. Ce se va întâmpla? Mai mult. Și este un om care se ține de cuvânt. A spus, voi ieși din NATO. Se va ține de cuvânt. A ieșit din UNESCO. Veți vedea. Veți vedea ce se va întâmpla? America va ieși din NATO. Atunci va fi lovitoare mare. O să mai aibă același curaj acești luptători între ghilimele. Și acum îl văd și domnul Rutte. Se pare că domnul Rutte e mai mult sau mai puțin preconizat să devine viitorul secretar general NATO. Și încă o dată constatăm că noi, Europa de Est, care am suferit atâta vreme, suntem din nou ignorați. Deci am avut danez, am avut norvegian, din nou danez, a fost un norvegian, 3 ori a fost un secretar general norvegian. 3 ori până acum. Acum urmează un olandez. Adică noi nu suntem nimica. Deci devenim, într-adevăr, o republică bananieră. Da, bun, dar, până la urmă, ce înseamnă declarația lui Serghei Lavrov? Că, Doamne ferește, să n-aibă Moldova? Sau nu știu exact cum s-a exprimat. Să n-aibă Moldova? Părerea este o miza în gard solemnă, dar foarte inteligent. Indiferent ce gândim, domnul Lavrov este un om care cunoaște foarte bine politica internațională, de o mare capacitate, mai inteligență există, e un mare ministru. Noi nu știu, mai avem ministru de externe? Cred că nu mai avem. Nu știu, sau mai există postul? Nu. Sau mai că o doamnă, nu știu dacă există ministru. Fim serioși. Se vorbea de ea că poate să fie cap de listă la europene, această doamnă ministru. Dacă ministru. Bun. Okay. Poate fi foarte bun într-un instituție de cercetare, politica externă, să o punem acolo. În fine, asta e guvernul nostru actual. Din păcate, o parte. A pus niște condiții. Atenție, doamna Maia Sandu, am întâlnit mai mulți profesori moldoveni, basarabeni, moldoveni sunt la noi, ca să fie foarte greu, basarabeni la Iași de 23 martie, mulți erau îndoiți despre posibilitatea doamnei Maia Sandu și spuneau clar, nu vom vedea dacă va fi alesă din nou. Doamna Maia Sandu, ca celanță, nu-și dă seama că agitând această cârpă roșie în fața taurului moscovit, adică zicem ursul moscovit, nu vă face decât să îi supere. Eu am spus și eu repetam chiar la acest congres, eu mă îndoiesc într-o zi că așa zisa unificare a Basarabiei cu România să aibă loc. Mai multe sondaje adevărate, nu umflate de propagandă, se estimează că 70% din populație, știți că numai 2 milioane jumătate au rămas, au 4 milioane, au rămas 2 milioane jumătate. Cam 70% din populația basarabeană nu dorește unirea cu România. 30% doresc. Din 30%, 15% sunt adevărați. Români doresc, iar 15% pentru pașaportul european. Bun. Deci, e o operație. De ce să te pui rău cu ursul din bârlogul de la Kremlin? Lasă, da, domnul, lumea vrea să știe în România, cu toată părerea de rău pentru frații noștri din Basarabia, dau guvernul lor, cum ziceați, sunt autonomi din punctul ăsta de vedere, dar toți suntem legați printr-un cordon umbilical, ei de noi mai mult. Dacă, Doamne ferește, atacă Putin... Dacă atacă Rusia, dar și e la modă să demonizezi pe unul, pe Putin, Moldova,
Cum ne afectează pe noi? Ce se întâmplă în București, de exemplu, în toată țara? Din punct de vedere procedural, din toate punctele de vedere. Părerea mea, sincer, nu va ataca. Nu va ataca, n-ai niciun interes. El a interes să schimbe guvernul. De ce să bat eu capul? Pun militar. Să am pierderi, pierderi umane. Când pot să țin țara printr-un guvern. Deci, n-are de ce să schimb. Din moment ce se apelă la Șasgarde, e terenul meu păzit. Peste două secole, iubite prieteni, două secole au lăsat foarte multe urme. Povesteam întâmplare cu aveam, cream vicepreședinte oficial de rezervă NATO, CIOR NATO, de 2006 și 2017 la Bruxelles. Mergeam de trei ori pe an, aveam reuniune acolo, cea mai lungă ea o săptămână, restul două, trei zile, de trei ori pe an, și aveam delegația și moldoveană, erau cele 28 de țări, pe vremea aceea am 28 de țări, NATO, și erau în 6-8 țări care erau lângă noi, parteneri for the peace. Și era delegația moldoveană, dau un exemplu, îl dau mereu, un colonel foarte simpatic și încă vreo 5 maiori, locotenenți coloneli, erau români, toți erau români. Mă puneam de ei și vorbea pe rusești. Adică a venit pe ruschi. Zică, domn colonel, de ce e vorbit pe rusești? Domnul general, dar nu e mă ușor, nu gândim în rusești. Deci, oamenii români, dacă n-ai două secole, gândesc în rusește. Ne tot gargarisim cu, ne îmbătăm cu acesta păcat, Basarabia, Basarabia pe rămân. Da, e pământ românesc, strămoșesc al nostru. Dar nu mai este. Istoria a schimbat-o. Așa, avem și Bucovina pe rămân. De ce nu-l revendicăm? Că ne teamă de cine de Kiev? Deci, suntem într-o dilemă totală. Eu cred că, de și ei, își dau seama, între București și Moscova. Hai, Moscova 20 de milioane de locuitori, exact, România e mai mică, avem 18 milioane. O țară întreagă este o singură capitală a Moscovei. Preferă să merg la Moscova decât la București. Dar pentru pașaport vin la Rus. Și atunci a fost o avertizare foarte inteligentă, sper că să le intre în cap, nu știu dacă nu va fi în continuare împiși înainte, să bage bățul în gard. Nu știu, vom vedea. Da. Încă o dată, părerea mea, nu au niciun interes rușii, nici pe seara că o trebuiască în România, nici Norvegia, nici Suedia sau Finlanda, pentru că preferă să aibă guverne care sunt apropiate sau neutre, sau eventual care să nu aibă discuții. De ce se intre? Intrăm într-o fază de nebunie totală, război. E foarte, foarte prost și văd că nimeni nu trebuie să deschide gura. Dom'le, dar nu vrem război. De ce nu pregătim de pace? Ce interes ar avea să aibă acum trupe rusești la Oslo sau trupe rusești la Stockholm? Este absurd. Dar nimeni nu-și pune întrebarea. Și dacă zice așa, voi ești putinist? Nu, domnule putinist, dar voi să avem vocea adevărului. Cum este gol de fem, normal. Da. Ce spuneți despre harta aia pe care a arătat-o fostul președinte Medvedev, care a circulat practic prin toată Europa? Adică vreau să vă întreb, mulți zic că e și asta în mod clar o variantă plauzibilă, că Rusia are o chestiune psihologică prin care ademenește țările care au interes de pământ strămoșesc în Ucraina și fură mințile oamenilor patrioți care vor normal pământurile lor istorice. Dar credeți că e reală sau e un interes la Rusiei sau e un... E o operație foarte inteligentă, fără îndoială, operație de dezinformare. Dezinformare e ceva care nu e adevărat. E adevărat că aceste teritorii au fost străine Ucrainei. Ucraina nu le avea. Mă uitai, acum îmi amintesc, la Fundația Titulescu, unde sunt regulat, avem foarte frumoase dezbateri istorice, politice, și se arăta harta din România Mare în 1918 și 1939. Ei aveam graniță cu Polonia și cu Cehoslovacia. Graniță! Vă dați seama, în nord era Ungaria, mai îngustă așa graniță, aveam Cehia și după aceea Polonia. Deci aceste pământuri nu erau ucrainene. De ce cu orice preț, Doamne Dumnezeule, vrem să zic Ucraina. Ucraina este un pământ slav, adevărat, că nu a existat ca stat
1928, se întâmplă de 1000 de ori. Lenin a făcut Uniunea Sovietică cu cele trei state, Republica Sovietică Socialistă Bielarus, Republica Sovietică Socialistă Rusă, Republica Sovietică Socialistă Ucraina. 1921. Nu a existat niciodată înainte. A fost. Da, și-au creat și ei o conștiință. Ce ziceți? Că și de Moldova ziceți că și-au creat o conștiință moldovenească. Acum nici și Ucraina. Nu putem zice că 100 de ani sunt 100 de ani. Adică... Conștiință... Văd să spuneți că s-au creat conștiință ucrainană românii din Bucovina, Marmira. Cele 400.000 de români care s-au oprimat. M-ar mira să am conștiință ucrainană. Nu. M-ar mira ca cele câteva zeci de mii, dacă câteva sute de mii, mai puțin, 200-300 de mii de maghiari ucraineni, conștiință ucrainană. M-ar mira. M-ar mira același lucru pentru cei care sunt ruteni sau polonezi. Nu. Această conștiință o fi, poate, da, fără îndoială. Cei care sunt în vestul, Ucrainei, au întrebat o conștiință probabil de polonez, nu uităm că făcea parte ducatul Lituaniei, Poloniei, cu vestul, da, o conștiință mai degrabă religioasă romano-catolică, aia este, cei care sunt în sud au conștiința lor maghiari, români, un singur român din cei 450.000 ucraineni mai mirea să aibă conștiință ucrainană, adică nu vreau România, fim serioși, da. Același lucru pentru rușii din Est, Donbass, Lugansk, Donetsk, au conștiință ucrainană, au conștiință rusească, deci este totul artificial și ne continuăm să stăm cu această presiune a dezinformației occidentale, serviciilor occidentale, că Ucraina, Ucraina. Nu au conștiință, fie au conștiința regiunilor lor. Uitați-vă, noi avem conștiința noastră de 2000 de ani românească. Am reușit noi ca românii noștri din Transilvania să facem o conștiință maghiară? Nu! Sunt români! Au încercat prin presiune atât de lucruri incredibile. Era... Acum două săptămâni, o conferință la Titulescu și eu, un profesor, se vorbea 90 de ani de la semnarea pactului România, Turcia, Grecia și Serbia. Nu era Ungaria. Bun. Și 90 de ani. Și profesorul care era de la Timișoara, avea un nume sârbesc, de la Timișoara, nu spun numele, zice, vreau să vă amintesc scene teribile în 1939, când trupele Hortiste au intrat, au omorât 2000 de sârbi și i-au aruncat în Dunăre, la noi în teritor. Deci, de ce vorbim? Oamenii aceștia au avut conștiința lor sârbească sau conștiința românească, ce s-a întâmplat aceste crime teribile, trupele care au intrat în nordul României. Pentru că eu român, avem conștiință românească, deci totul este părerea mea. Și sunt oameni mai cunoscători decât mine, vă pot confirma, este o imensă minciună, dacă zic așa, o acoperire totală, o imagine a unei ucraine care este, și-a făcut, nu are conștiință. Au fiecare conștiința ținuturilor lor, care există de sute de ani, de aproape de mii de ani. Ne gândim că Vladimir a fost în 1965 a creștinat. Păi erau vareți și după ce ruși, era teritoriul rusesc. Au devenit peste noapte acum că acest Zelinski vorba limba rusă. A învățat limba ucraineană după aceea. Și eu vorbesc limba rusă, că am văzut în școală și în facultate și în școală de ofițer. Dar nu așa de bine, că s-am dat toți nuanțele. Dar oameni care sunt cunoscători mi-au zis, iubite prieteni, domnule general, are accent când vorbește limba ucrainană cu accent rusesc. Că nu cunoștea limba ucrainană. De ce vorbim atunci? Este o fantasmă această conștiință. Poate li se impună? Și ce conștiință au cu 65% din pământul cumpărate de americani? Vor avea conștiință americană? Hai, de ce vrem? 65% Black Rock, dusuri americane. Mai e greu ucrainean. Pământurile de agricultură, zice, sau din toate pământurile? Păi, din toate pământurile de agricultură ucrainene, da. Sunt 65% mâna americanilor. Deci, dar sunt și rusești și chinezești, din câte știu, nu? Nu știu. Că dacă acuzați în mod direct americanii, după aia... Dar e cunoscut. Sunt 65% de...
sunt cumpărate. Nu, cumpărate. Eu n-am zis că le-au fost luate. Cumpărate, fără doială. La ce preț, nu știu. Principală că sunt proprietate americană. Da, deci, da. Din asunte de grâni care ies, sunt grâni de proveniență undeva americană. Exportăm da. Am distrus agricultura românească. Am distrus agricultura maghiară, distrus poloneză. Uitați-vă cum au oprit la frontieră polonezii. Deși au un guvern acum pro-Occident. Din păcate, cel guvern din Etia a devenit conservator, guvernul Kaczynski, în opoziție acum. Deci au distrus această agricultură europeană. Suntem în curs de a ne afunda ca vaporul Titanic în valurile acestei noi ordini mondiale europene, care ne duce pe tot, ne duce de râpă, doamne și domnilor. Ascultați încă o dată, nu că fac propagandă. Gold FM și faceți, distribuiți la toți. Este, poate că singura voce adevărului. Nu sunt, domnule, nici putiniști, nici gremliniști, nici nimica, dar sunt în primul rând român și mi-a păsarea mea. Interesul meu nu vreau să mă cer cu nimeni, cum spunea Titulescu, mare Titulescu, că sunt admirator, fără margini. Nu vrem să avem decât prieteni la frontierele noastre. Păi dacă mâine Rusia ia Odessa, Crimea, păi mă pun rău cu ursul de la Kremlin, nu vreau să mă pun urs, domnule. Vreau să facem comerț. Vă reamintesc că înainte de 89, ce piețe erau, că am fost în comerț exterior, vizam de la pantofi până la haine, ce piețe aveam în Rusia. Am zis totul. Occidentul. Și am făcut? Mai nimic. Dar ce se întâmplă dacă mâine România e vecin cu Rusia? Păi ce se întâmplă? Sperăm atunci să avem o adevărată politică europeană. Vreau să reamintesc că cel care a deschis calea unei politici de cooperare, de respect reciproc, a fost Titulescu cu Litvinov. Și vedeam acest lucru foarte interesant, dacă mergeți la ambasadă rusească și nu-i nimica, înainte ia mai puțin oameni acum de câțiva de zile, dar înainte veneau toți oficiali acolo, aveți potetul statuia lui Litvinov și al lui Titulescu. Deci au deschis calea unor relații de respect reciproc. Nu avem nevoie să ne batem cu nimeni. Interesul României ca banii aceștia nu se băgăm pe gloanțe, pe obuze, pe tancuri sau pe alte avioane care nu merg. Ați mai văzut dumneavoastră în lume undeva, dați-mi o singură țară, unde se plătesc avioanele în avans cu 6 ani de zile, plătim totul în 2023 pentru livrare în 2030, alo, în 7 ani de zile, banii înainte. Nu vreau să spun că de ceva, că cum zic, greu. Se prezice și ca la... Bun, am închis gura. Deci, dacă vom avea, e posibil să avem Rusia la Odessa, Crimea, dacă nu e departe. Să uităm că Odessa avem o populație română foarte numeroasă. Și am putea noi să revendicăm la urmă Odessa ca pământ românesc. E bine, atunci poate vom avea o adevărată politică independentă, românească. Nu Bruxelles, nu NATO, nu doamna von der Leyen. Cu cele 70 de miliarde care au fost distruse, dilapidate. Ați auzit cineva că doamna von der Leyen e trasă în judecată? Nimeni. Vă vreau să mai facă un al doilea mandat. Păi poate tocmai ca să nu fie trasă în judecată. Tocmai. O să vină domnul Rare și Bogdan să zic, domn von der Leyen, von der Leyen, domnul Rare și Bogdan, specialist în aplauze. Da. E undeva, eu îl simpatizam, sincer să vă spun la acel moment dat. Dacă l-am văzut că e atâta de, hai să zicem cuvântul, cu capul plecat și servit cu toții noi. Omul trebuie să aibă ținută, trebuie să aibă, fie verticalitate. Un om în politică, dacă nu are verticalitate, rămâi un mic valet cu capul plecat. Nu vreau să spun, reamintesc ceva simpatic, am fost mare admirator, bine, e altceva, al lui Edgar Faure. Edgar Faure, un om extraordinar. Membru al Academiei franceze, prim-ministru, ministru de externe. Bun, un om fabulos, Edgar Faure. Și era acuzat, i-a schimbat 4-5 partide, că am tot schimbat. Era un om de dreapta, de grabă. Și se spunea, zice, Monsieur Premier Ministre, vedeți cum e girouet. Domnule prim-ministru, sunteți ca o girouetă. Știți că... Și zice, non, c'est pas moi. C'est pas moi qui change, c'est le vent qui change. Nu sunt eu că m-am schimbat. Vântul s-a schimbat. Bon. Edgar Faure. Edgar Faure era somitate, academician, scriitor, poet. Bon. Nu toată lumea poate fi Edgar Faure. Deci, noi avem, nu micuți,
pitici în politica românească. Constatam, revin puțin înainte, vorbeam cu Peter Roman, deci la acest congres. Putem să criticăm tot ce, anii 90, 92, 94, ok, dar totuși erau oameni de altă calitate. Mă uitam, ce e, profesori, ingineri, erau ceva în guverne. Și până în 2004, uitați ce guvern avea totuși și Adrian Năstase. Doamne, cunoșteau oameni. Acum am nimica. Oameni care nu au poate liceu, n-au nimica. Îi vezi aici, Ministerul Sănătății, acel faimos domn, care a dilapidat milioane și care, fără rușine, nimeni, da, ați auzit că va fi condamnat, nu va supun numele. Acest partid USR, nimic. Deci oameni care nicio legătură cu meseria lor, nimica. Sunt incapabili să conducă și avem guvernare. Deci, nu știu, aș dori de tot sufletul să revenim la oameni care au o capacitate, o cunoștință, o istorie. Nu suntem așa filfizori sau șmecherași. Bine, mă opresc aici, că nu vreau să intru prea mult în aceste detalii. Da. Chiar ce părere aveți de comasarea asta între locale și europarlamentare, de fiascul ăsta? O să vă mir. Am o părere bună. Știți de ce? De ce? Din punct de vedere, primul rând, al banilor. Mai economisim ceva bani. Și e important. România noastră scumpă. Pentru țara noastră iubită. Toți sunt bani cheltuiți degeaba. Mai economisim ceva bani. Bun, asta e primul lucru că am interesat. În al doilea rând, foarte clar, că va fi favorizat PSD-PNL față de opoziția AUR și celălalt. Și s-a făcut o linie foarte clară. Avem, pe de-o parte, o guvernare majoritară, PSD-PNL, UDMR va fi tot tipa, Guvernul vrem, îi vom susține, plus minoritățile, 18 minorități, și partea cealaltă avem AUR, bineînțeles, avem, așa zisa, dreaptă, domnul PMP, USR și domnul Orban cu noua dreaptă, ok? Și dincolo, doamna spectacol, din ghilimele, Șoșoac, care, adică noi vorbim, această lamentabilă operație familiară de divorț cu domnul Sir Șoșoacă, e lamentabilă. Deja când a scos pantoful la Senat să-l pună pe... Deja parcă vedea pe Hrușciov. Ok, bun. Deci, vedem aceste două tabere. Ce se va întâmpla? Bine, se va întâmpla lucrul următor. Foarte inteligent. Dacă aveam alegerile locale în septembrie, ce s-a fi întâmplat? Să amintim lucrul următor. La cele europene, toate sondajele, numai și eu cred, vă da un AUR cu foarte bun scor electoral. De ce? Este un curent pentru toată Europa. Și imediat, cum din păcate, fără supărare, mulți din primarii noștri sunt cam traseiști, mulți traseiști. Și dacă aveau victorie AUR, ar fi plecat până septembrie, la AUR. Acum, neștiind ce se va întâmpla, preferă să stai în locul lor. Adică, este în miște la primul sortan franceză să dă prima celor care își termine mandat. Deci, vor avea, fără îndoială, câștig de cauză PSD-ul, PNL, clar că vor fi în frunte. Se vorbește pe aici, pe acolo, eu am fost în provincie, acum am fost, și am vorbit cu oamenii. Am stat 4 zile, m-am plimbat prin oraș, prin Iași, am fost la biserică, la congres, foarte multă lume, a fost câteva sute de participanți. Domne, tot ăștia vor ieși, nu o să iasă celălalt. Deci vom avea un câștig PSD-PNL, chiar dacă unii nu sunt mulțumiți, AUR va face un scor și un scor mult mai slab, fără doar doamna Șoșoacă și celălalt. Iar la locale, din nou, vor avea un bun scop PSD-PNL. Deci AUR nu are implantație locală. Nu e destul, vița domnului Simion, care este de altfel, a făcut ceva frumos în America. Dar ați observat? Niciunul din tenorii mai nu l-a văzut. Nimeni. S-a zis cu nimeni. Deci hai să nu ne umflăm în mușchi așa. S-a zis domnul Steve Bannon. Mie îmi place mult Steve Bannon. M-am strălucit. Bun, ok. Dar, oficial al campaniei lui Trump. Da.
Da, ok, da. Dar restul nu avem pe nimeni. Domnul Trump, măcar apucat să da, să da mână. Deci, fim serioși. Bun, ok. Eu urez succes. Pentru că cred că e un om patriot, fără îndoială. E un om patriot și merită să fie, să-și aibă locul în eșichierul politic românesc. Însă, ce mă îngrijorează, și aici este problema mare, ce va fi lista concurenții pentru președinția românească. Și aici e un mare semn de întrebare. Cred că niciodată n-a fost până acum, la câteva luni de la lege prezidențiale, în această pană de adevărați candidați. Adevărați candidați. Spunea cineva ieri, mă suna, din Franța, ce generale, iubite prieteni, o să iasă prietena fostei doamne care a fost la tine în lojă, doamna Șoșoacă, că a fost, este fica doamne Florescu. Bă. Hai mă, fii serios, tu glumești, să o vezi la președinție, fii serios, atunci mă exilez și eu, mă exilez a doua oară, nu. Păi da, nu. Deci asta, și aici, voi, această echipă formidabilă în Gold FM, nu știu, cum va conduce. Bun, se vorbește deja, că văd cu mulți prieteni partidele, de un deal care ar fi făcut, să avem din nou PNL-ul la conducere, ca președinție, și PSD-ul la guvernare. Posibil. La urmă, însă, pe de altă parte, eu îmi pun întrebare, sunt un om conservator, un om tradiționist. Bunicul meu, străbunicul meu, era deputat în 1859, tatăl meu, bunicul prefect. Deci, eu sunt conservator. Trebuie să pun totuși așa o întrebare retorică. După 25 de ani de conduce, așa zis, liberal, și numai 10 ani conducere PSD-ului, eu cred că pentru cei care ar fi tot normal să fie un președinte al PSD-ului. Bă, nu fac niciun fel de judecată de valoare pentru eu, unul cu celălalt. Însă mi se pare, după 25 de ani, încă 5 ani să fie, 30 de ani numai o tabără politică. Deci avem interesul ca să facem totuși această punte între oameni. Ne luptăm ca nebuni, mă scuzați. Aceste tabere, pe viață și pe moarte, nu putem înainta această țară câte vreme suntem într-o diviziune, zice așa, totală între două tabere, care se urăsc aproape între ele. Deci, nu știu, eu cred că ar trebui să găsească, nu sunt atât alți români de calitate ca și poate această mare, vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, PSD-ul rămâne și prima forță politică în România. Poate când doi se ceartă, poate al treilea câștigă. E, care? Păi dacă n-au candidați, eu dacă îi compar cu Ciucă și cu Joana, eu cred că îi bate Simion pe amândoi. Nu știu. Eu nu cred că are maturitatea și domnul Simion cu toată prietenia. Dacă ne uităm în spate care e domnul Simion, de la sfârșitul facultății n-a avut o singură implicare în viața profesională. Domnul Simion a fost puțin galeria fost de fotbal și a fost în Basarabia de 5-6 ori, dar a fost interzis în Basarabia și a avut o carieră mai degrabă de așa. Da. Mă bucur în schimb că măcar îi forțează pe cei de la PSD, da, și pe cei de la PNL, absolut, să vină cu un candidat, pentru că dacă nu, la cât de mult au scăzut nivelul, totuși să-l avem pe domnul Nicolae Ciucă, mi-e simpatic ca om și că a fost militar. Dar să fie președinte Partidului Național Liberal, cam cât, unde vor să mai meargă după? Poate vor pe doamna Turcan sau mai știu eu pe cine președinte și da, dacă ne bate războiul la ușă ne-am fript, vorba aia. Trebuie să punem punct aici, din păcate că am depășit timpul. Da. A fost foarte... Mai retorică, dar avem... Mă uitam, avem oameni de mare capacitate, avem intelectuali, avem profesori universitari, vă dau un singur nume, așa, pac, domnul Dungaciu. De câte ori l-a avut, un om de extraordinar. De ce oamenii aceștia, care sunt verticali, care nu au fost traseiști, de ce nu ajungem așa o candidatură de un om ca acesta? Și alții, sunt mulți profesori universitari, oameni economiști, oameni de economie, oameni de succes. Știi ce spun toți? Domnul, nu mă bag. Păi dacă toți oameni de calitate nu se bagă în politică, de-aia avem ce avem acum, un deșert și aveți foarte multe dreptate. Păcat că această
Românie profundă, intelectuală, oameni care nu au fost traseiști, nu se aplică. Nu știu, poate aici Gold FM poate să aibă acest. Domnule, implicați-vă și salut! Am putut să ne închei parte dintr-o această asociație civilă a populației pentru a împiedica că un personaj malefic, aș zice, de cuvântul, în sectorul 1 să fie aleasă. Am văzut că domnul Cosmin Gușă a lansat acest apel. Contați-vă că fac parte deja din această asociație, această mare organizație. Nu mai putem lăsa o persoană, că mintea mea nu poate să meargă. A fost totuși 10 ani judecător în Franța. Ce n-am știut că a fost filmată. Furam cu sacii și, atenție, procurorul de caz a plecat, a venit, mi-e frică pentru viața mea. 10 polițiști au dovedit că s-a furat, s-a pus baterica bătisă pe sambal. E incredibil ce forță are domnul. Deci, hai să împiedicăm ca acest sector întâi să cadă în mâna unui personaj care l-a dus la distrugere. A fost foarte onorat, foarte bucuros. Mulțumim, mulțumim pentru analiză. Mulțumim pentru analiză, a fost foarte interesant. Să nu vă lăsați. Acum, România first. România mai întâi. Împreună mergem mai departe și sperăm să convingem oamenii să fie mai implicați. E treaba lor în ce sens vor, de a să-și deschidă mințile. Vă mulțumesc frumos, domnul general, și pe curând ne reîntâlnim cu siguranță săptămâna viitoare. Doamne ajută! A fost domnul general Săvoiu. Foarte interesantă analiza de politică externă și cea de politică internă, cu o mențiune, n-am vrut să-l întrerup din respect pentru experiență și pentru vârstă. De acord cu economie și la alegeri poate fi o chestiune, poate fi interesant, dar ce economie să fie credibilă când Simonis ia casă de la RPPS, Iohannis cu 9 milioane, așa, cealaltă casă cu 5-6 de milioane despre care, adică nu poți face economie la ceva și la altceva, nu. În tot cazul, foarte interesant mi s-a părut, sper că și dumneavoastră, așteptăm și comentariile dumneavoastră pe Gol TV și pe Facebook. Pauză muzicală cu Julio Iglesias, Milonga Sentimental de ziua doamnelor și domnișoarelor, și după care ne întoarcem cu profesorul Petrișor Peiu, rămâneți pe Gol FM. Dincolo de propagandă, cu Andrei Gușă, la Gol FM. Ne-am întors la Dincolo de propagandă și suntem alături de Petrișor, domn profesor Petrișor Peiu, ca de obicei, cel care ne explică ora exactă din economie și nu numai, și ne ghidăm după ce pune dumnealui pe masă. Domnule profesor, v-aș întreba, în primul rând, după tot toată telenovela cu Iohannis la NATO, ce spuneți despre nominalizarea lui Mark Rutte la șefia NATO, în condițiile în care Olanda nu își plătește taxa către NATO, ca să zic așa? Păi, sunt foarte multe state care nu reușesc să cheltuie sau n-au reușit să cheltuie 2 sau 2,5% din PIB pentru apărare. Acum, trebuie înțeles un lucru. NATO și, în general, comunitatea statelor occidentale are un nucleu dur. În acel nucleu dur intră statele de limbă anglosaxon, adică statele de limbă engleză, Statele Unite, Canada, Marea Britanie, după care cei mai apropiați, să spunem, aliați așa, sunt Olanda, Danemarca, Norvegia. Astea sunt statele extrem de apropiate de comunitatea anglosaxonă și împreună formează un nucleu dur al alianței. Au mai fost secretar general din Olanda și din Belgia. Deci nu este o noutate și cred că în momentul în care statele principale ale alianței, adică Statele Unite, Marea Britanie, am văzut că și 2 mari state europene sau cele mai mari state europene, Germania și Franța, și-au dat acordul pentru candidatura lui Mark Rutte la funcția de secretar general NATO,
cred că istoria e oarecum destul de limpede și nu prea mai poate fi modificată. Pe de altă parte, sigur, Mark Rutte ne este antipatic, pentru că Olanda mult timp a avut și are încă o atitudine extrem de refractară la adresa României, în general. Deci Olanda, sub conducerea lui Rutte, face parte din statele care nu prea ne consideră cu adevărat occidentali și care fac tot ce pot pentru a ne integra cât mai puțin. Și atunci, dacă dăm la o parte acest sentiment de neplăcere atunci când auzim de Mark Rutte sau de Olanda, trebuie să admitem că are mult mai multe cărți în mână decât Klaus Iohannis. Pe de o parte, Rutte este un politician mult, mult mai experimentat, care a trecut prin mult mai multe alegeri, care s-a rodat foarte mult în negocierile din interiorul Uniunii și care s-a rodat foarte mult în negocierile cu partidele din Olanda, că acolo e o coaliție extrem de complicată. Deci este un om, să spun, cu abilități diplomatice mult mai bune decât ale lui Klaus Iohannis. Al doilea argument în favoarea lui Rutte, eu de fapt cu el am început, face parte din nucleul dur al NATO, din inima NATO. Al treilea argument în favoarea lui este acela că are relații personale vechi și bune cu majoritatea liderilor europeni. Ceea ce ar trebui să constituie un avantaj dacă cumva într-o viitoare administrație Trump lucrurile vor duce la o răceală echivalentă prin administrației Trump cu multe state mari occidentale. Și atunci Rutte este garanția, datorită relațiilor sale personale foarte bune în statele vest-europene, că restul Uniunii Europene și într-o măsură oarecare și Estul vor suplini sau vor încerca măcar să suplinească absența unei amprente mai puternice a Statelor Unite, în care eu nu cred de altfel în această absență, nu cred. Dar, adică nu cred că dacă va ieși Trump din nou președinte, se va schimba radical orientarea strategică sau politică la Washington față de Europa. Dar este o asigurare în plus. Klaus Iohannis, pe de altă parte, este un politician cu o susținere foarte șubre de la el în țară. Astăzi este, cred că, personajul, printre personajele cu cele mai mari rate de neîncredere. Deci nu se bucură de o susținere internă. În al doilea rând, nu are niciun fel de relații personale cu nimeni din vestul Europei, cu atât mai puțin cu cineva pe la Washington. Stilul lui de a fi, de altfel, nu prea îl califică să aibă relații personale prea grozave cu nimeni. Eu cred că nici prin România. În afară de subordonații care îi iau scamele de pe referul hainei, nu cred că are relații bune cu cineva. Deci, repet, dacă dăm la o parte senzația noastră neplăcută când vorbim despre Rutte sau despre politicienii olandezi în general, trebuie să admitem că Rutte este un personaj mult mai calificat și mult mai cu mai multe aturi decât Iohannis. Da. Să nu se facă scenarii mai încolo dacă e nominalizat într-adevăr Rutte, despre ce se întâmplă dacă Trump merge în paradigma aia în care vrea să scoată SUA din NATO, Rusia devine mai agresivă și stăm la mâna lui Rutte, până la urmă. Care, deci ziceți că nu e un pericol în sensul ăsta. Eu nu cred că Statele Unite se vor retrage din Uniunea Europeană, din politica europeană. Să nu uităm că în America astăzi avem o campanie. O campanie electorală lungă. Avem alegerile primare în interiorul Partidului Republican. Iată, ieri de bea a fost Super Tuesday,
marțea cea mare, 15 state și-au nominat delegații pentru Convenția Republicană. Trump face politică, este un foarte bun politician, un tip cu un simț acut al psihologiei maselor, știe ce să spună și știe să inventeze ținte. Deci el le arată electorilor americani, uite care este ținta mea. Să scad cheltuielile militare ale Americii, mărindu-le pe ale europenilor. Right. Pentru că, realist vorbind, nici nu prea e drept cum se împart cheltuielile militare în acest moment. Deci, pe undeva, Trump este îndreptățit să spună asta. Dar de aici, până la a schimba orientarea strategică, direcțiile principale de politică ale Washingtonului, e cale lungă și, în general, noi știm că politicienii una a spus și alta fac. Sper că nu are cineva iluzia de a crede că ceea ce spune un politician se va îndeplini de la A la Z. Și mai este o chestiune, să nu uităm că în mod tradițional, acum cu atât mai mult, alegătorii americani sunt orientați spre interior, spre ceea ce se întâmplă în America, America altfel fiind cam la fel de mare ca restul lumii, având în vedere densitatea de evenimente. Ce vreau să spun prin asta? Că astăzi este un subiect mai eu care stă pe trupul americanilor, este această invazie a emigranților care vin din sud, din statele Americii Latine, și care presează un stat care nu este obișnuit să cheltuie atât de mult pentru mase atât de mari de emigranți. Ăsta este maieul lipit de americani. Europa este cam așa. Este o chestie mai îndepărtată. Iar Ucraina este, dacă vreți, și vestea peste cămașă. Adică ceea ce este astăzi urgent pentru americani și important este să se descurce cumva cu valul imens de emigranți care vin din sudul Statelor Unite, pe la granița cu Mexicul, care reprezintă o presiune reală și care complică foarte mult cheltuielile statului federal și abia apoi se vor gândi ce să facă cu europenii, ce să facă cu ucrainenii. Deocamdată trebuie să rezolve problema lor internă. Și atunci toată campania republicanilor și în mare măsură cea lui Trump se bazează pe acest lucru. Subiectul ăsta al Europei e un subiect periferic în politica europeană. Și este normal, este ca și cum noi, în dezbaterile la președinție, am discutat despre succesiunea la tronul omanului. Da, ar fi la fel de interesat. Pe de altă parte, noi în dezbaterile despre, nu noi mă refer la Gold FM, dar, sau la televiziunile serioase sau pe site-urile serioase, dar în show-ul ăsta de media, despre alegerile europarlamentare nu se vorbește, adică se fac alegeri europarlamentare vorbindu-se despre altceva, apropo de congresul ăsta PPE. Și vreau să vă întreb ce părere aveți despre chestiunea asta și despre faptul că au fost, cum să zic eu, îmbăiați în cuvinte frumoase, în complimente, liderii PNL, Ciuc, Iohannis, Rareș Bogdan, Siegfried Mureșan, venite de la Ursula și de la Manfred Weber. Să vă spun părerea mea, dar foarte cinstită, foarte sincer, cu cuvinte simple, să nu fie interpretabil. Păi, în primul rând, noi suntem, de când am intrat în Uniunea Europeană, la periferia acestei uniuni. Adică nu reușim sau nici nu ne propunem să impunem pe agenda Uniunii niște puncte care pentru noi ar fi importante. Dau numai câteva exemple. Menținerea, de exemplu, a aceleiași intensități a fondurilor europene alocate infrastructurilor clasice. Că Uniunea Europeană zice, acum ne ocupăm de Europa digitală, acum creștem autostrăzi digitale. Când a fost vorba să facem autostrăzi normale sau căi ferate normale, voi românii
nu prea ați performat. Acum noi dăm bani pentru autostrăzi digitale. Noi ar fi trebuit să susținem, da, uite, e un decalaj de dezvoltare, un decalaj de maturizare între noi și voi. Noi trebuie, împreună cu bulgarii, probabil, cu croații, cu balticii, trebuie să primim în continuare finanțare consistentă pentru infrastructura clasică. A doua chestiune, energia. O mare gafă a Uniunii Europene, dar asta ni se datorează și nouă, că n-a ridicat nimeni două degete în numele României să spună ceva acolo. O mare gafă este că tratează subiectul energetic la fel pentru toate țările. Ori am mai spus-o, țările sunt extrem de diferite. Germania are resurse uriașe de cărbune, ca și Polonia. Are un litoral la Marea Nordului care îi permite să instaleze acolo moriși din alea pentru turbine eoliene. Acolo bate vântul tot timpul. Pe de altă parte, iarăși o chestiune importantă. Spania, Italia, asta au mult soare, au multă iluminare. Ei poate să pună panouri solare, panouri fotovoltaice. N-au ierni așa grele ca aici. Noi, în schimb, avem atunci gazului, în primul rând. Și trebuia să ne batem ca gazul să fie finanțat și acceptat în Uniunea Europeană, în aceeași măsură precum celelalte surse de energie. Energia hidro. Noi am înghițit ca proștii politica europeană de inhibare a construcțiilor de hidrocentrale sau a refacerii adragării lacurilor de acumulare ale hidrocentralelor cu acumulare. Ori asta a însemnat o amputare, dacă vreți, a potențialului României de a produce electricitate. În contextul în care toate statele europene și-au omorât de mult flora și fauna, dar de mult, și ei nu prea mai au ce apăra. Și atunci ne convine o astfel de politică. Au țara plină, uite Austria, țara plină de hidrocentrale. Ia la fel Norvegia, țara plină de hidrocentrale. Unde merge lumea să schieze în Austria, se observă cu ușurință că munții ies canceliți. Da? Adică ei n-au avut probleme, au putut să facă ce au vrut. Uite urși pe care îi apără ONG-urile de mediu. 70% din urșii României, din urșii Europei, sunt în România. De ce vin acum și ne spun nouă, trebuie să apărați aia, să nu faceți aia, să nu faceți aia, să nu faceți centrale pe gaz, să nu faceți hidrocentrale? Că trebuie să apărați flora și fauna, ce să spun. Dar ei n-au făcut-o. Noi ar fi trebuit să ne zbatem pentru asta și să spunem particularitatea noastră a României este că avem gaz. Și atunci trebuie să fim lăsați, să fim finanțați ca să-l folosim. Pentru că una dintre cele mai sărace țări ale Europei, ăsta e un paradox, de fapt a doua, cea mai săracă țară din Europa, mă refer la veniturile populației, nu la produsul intern brut, are cel mai mare preț la electricitate pentru firme și pentru populație. Din Uniunea Europeană. Păi pot să aplic aceeași politică Austriei și României sau Germaniei și României? Nu. Deci toate lucrurile astea nu s-au spus, nu s-au cerut de către România. De ce? Pentru că politicienii noștri au acceptat să fie niște periferici, niște marginali în Europa. Ei stau cumva pe colțul mesei când este să se întâlnească cu ceilalți europeni. Prilejul sau singurul prilej mare de a vorbi despre aceste lucruri, de a vorbi despre necesitatea unei politici naționale, ar fi fost promovate în interiorul Uniunii Europene. Ar fi fost cu ocazia acestor alegeri europarlamentare. Când, în sfârșit, lumea, în România, ar fi trebuit să abordeze astfel de subiecte. De exemplu, liberalii să ne explice de ce este Ursula von der Leyen atât de mult susținută de ei, după ce s-a întâmplat să cheltuie miliarde de euro din fix
pentru niște vaccinuri care nici n-au mai fost cumpărate. Socialdemocrația ar fi trebuit să vină să ne explice de ce se încăpățânează Europa să cheltuie sume imense în domenii în care în România nu se vede nimic. Și ar fi trebuit să ne explice cum vor face ei să aducă în România bani pentru spitale și pentru școli, că asta ne doare. Sau asta ar trebui să doară un social-democrat. AUR ar fi trebuit să ceară socoteală pentru modul cum au fost încălcate drepturile și libertățile cu ocazia pandemiei. Și așa mai departe. USR ar fi trebuit să vină să ceară să ridicăm câte o statuie la fiecare răspântie din Europa pentru Macron. Fiecare să-și pună punctul de vedere. Numai că în loc să se întâmple asta, oamenii vorbesc despre Gabriela Firea și despre Burtuja, care sunt mari candidați de primari, sau Piedone, sau mai știu eu cine. Da. Nicu Jordan, adică astea subiectele. Dom'le, candidează ministrul Radu Oprea la primăria sau la Consiliul Județean la Prahova, candidează să ia locul lui Ilian Dumitrescu. Candidează nu știu, ca Luca Turcan la Consiliul Județean Sibiu, astfel de discuții sunt acum la noi. Și mai ales București. Toată lumea vorbește de moartea pasiunii la CUP. Adică Gabriela Firea și Sebastian Burduja. Deci cum să ai dezbatere europarlamentară când tu discuți despre apă caldă? Mă rog, și despre tramvaiele astea pe care unii le-au vrut turcești, alții au luat din România. Asta e dezbatere europarlamentară. Toată lumea, dar absolut toată lumea, este interesată în rezultatul alegerilor locale. Și mai ales în rezultatul de la București. Nu interesează pe nimeni, sub nicio formă, ce se întâmplă în Parlamentul European. Deci, de fapt, de-aia o fi impus Bruselul comasarea, că tot... Nu cred că a impus Bruselul comasarea, nu. Asta este rodul minților mai puțin antrenate de la noi, de la București. Politicienii lui Pește, Prăjit, Ciolacu și Ciucă, Iohannis. E pentru ei bine. Pentru ei bine. Eu nu cred că va fi nici pentru ei bine. Deci eu cred că nu va fi nici pentru ei bine, pentru că poate vor câștiga Bucureștiul, poate, deși sunt serioase îndoieli, dar nu știu cu ce candidat ar putea să câștige. Dar vor pierde mult pe la consilii. Adică frustrarea oamenilor care nu se poate manifesta plenar la europarlamentare se va duce înspre votul la consilii. Deci vor avea consilieri foarte mulți, atât AUR, cât și SOS, sau cum se cheamă partidul Ianei Șoșoacă, dar și USR, alianța sa, da. Orban, partidul lui Băsescu. Deci vor lua mulți consilieri, o să vedeți. Nu le va ieși jocul celor de la PSD și PNL. Eu aștept lucrurile. O să fie. Dar probabil vor avea foarte mulți primari. Majoritatea covârșitoare a primarilor vor fi de la ei. Dar atât. Înainte să trecem la editorialul pe care l-a scris în această săptămână, și anume cu un titlu foarte interesant, asocierea surprinzătoare dintre moartea domnului Birla Savaran și ascensiunea lui Marcel Ciolacu, vreau să vă întreb, pentru că știu că sunteți un mare cunoscător în sensul ăsta și nimeni nu a discutat cinstit, din punctul meu de vedere, această temă. Ce părere aveți despre situația Bisericii Ortodoxe Române din Ucraina după ultimele evenimente? Și anume, știți, știu că am... referiți la, da, Sfântul Sinod. Exact. Păi, eu sunt mai reținut în a comenta aceste lucruri. Sunt un credincios destul de disciplinat față de ierarhia Bisericii.
Cred că, în principiu, soluțiile găsite au, sau dacă vreți, la găsirea soluțiilor, a prevalat mult înțelepciunea unor ierarhii. Evitarea unor confruntări pacifice în interiorul bisericii este un câștig. Sigur că există o divergență clară de opinii între arhiepiscopul Tomisului, al preasfințitul Teodosie, și majoritatea celorlalți episcopi și mitropoliți, dar nu cred că trebuia să se pună paie pe foc. Deci eu apreciez ca fiind înțeleaptă decizia care s-a luat și cea referitoare la Vasile Bănescu, care poate să aibă multe merite, înțeleg că are mult și el mulți susținători, dar era o poziție conflictuală. Da, mă refeream mai cu seamă la binecuvântarea dată de Biserica Ortodoxă Română, inițiativele comunităților ortodoxe românești din Ucraina pentru a reface comuniunea cu Biserica Mamă. Da, este o chestie naturală. Nu există altă soluție. Iar ierarhii ucraineni care comentează spun prostii. În principiu, Biserica Ortodoxă Rusă, în care intrau și ucrainenii până de curând, a preluat cu forță, a preluat ostil masa de credincioși și bisericile din Republica Moldova, din nordul Bucovinei, într-un mod destul de brutal și reticălos. Și este normal ca statul român să sprijine biserica noastră, care nu face decât să ofere un refugiu pentru preoții credincioșii care se simt siliți să facă fapte împotriva voinței lor și împotriva regulilor unor biserici ortodoxe care trăiesc în bună rânduială una cu alta. Deci eu cred că ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, respectiv în Ucraina, printre credincioși de limbă română, nu este un lucru în regulă. Și am să vă spun că sunt foarte multe lucruri, inclusiv care țin de practicarea credinței ortodoxe, care au deviat un pic de la canoane, un pic mai mult. Iar politizarea și etnicizarea unor credincioși care nu sunt nici ruși, nici ucraineni, nu fac decât să arate intențiile urâte, picăloase, ale celor două biserici care se plâng. Pentru că, să nu uităm, în momentul în care Uniunea Sovietică a anexat teritoriile românești, noi aveam o mitropolie românească acolo. Noi aveam o episcopie a Marabureșului, Herței, aveam o mitropolie a Bucovinei. Așa a fost în perioada interbelică. Și ei au venit și au destructurat aceste mitropolii, aceste episcopii, pe lângă faptul că au ciunțit țara, și au obligat credincioșii și preoții să treacă ca aparținători la o biserică străină, la o biserică care ținea slujbe în altă limbă. Polac peste pupăză, acum de când cu războiul ăsta, statul ucrainean impune prin coerciție propriilor cetățeni, inclusiv celor de etnie română, să treacă de la o biserică la alta. Și atunci acești credincioși trebuie să aibă un refugiu. Refugiul acesta, natural, este Biserica Ortodoxă Română, care trebuie să aibă grijă de toți românii. Adică eu nu văd de ce biserica noastră ortodoxă poate să aibă o mitropolie, știu, a Americii. Și nu poate să aibă o mitropolie a Basarabiei. Până la urmă sunt mai mulți români
inclusiv cetățeni români, în Basarabia decât în toată America de Nord. La fel în vestul Europei. Avem și acolo multe episcopii. De ce alea pot să ființeze și nu pot să, pentru cei 3-4 câți o fi milioane de români, și nu pot să ființeze episcopii pentru românii din Ținutul Herța, din Maramureșul istoric, din sudul Basarabiei? Deci putem să... A procedat, încă o dată, a procedat foarte înțelept conducerea bisericii pentru că a oferit un refugiu spiritual credincioșilor ortodoxi de limba română. Putem să concluzionăm ce a zis prin sintagma ierarhii ucraineni care refuză drepturile enoriașilor români de a reface biserica mamă, au niște intenții ticăloase, pentru că nu vreau să mă joc cu... Au niște exprimări ticăloase. Mai vreau să spun un lucru, că aici e importantă poate și istoria. Chiar dacă mulți spun că nu are relevanță istoria, ci doar compoziția etnică actuală. În momentul în care Imperiul Austriac a smuls din Moldova provincia numită atunci de către ei, de către austrieci Bucovina, au avut un cel care nu a fost deloc ascuns, a fost la vedere, de a schimba compoziția etnică a acelei provincii, care era larg covârșitor locuită, de larg majoritar pro-românească, dar și să schimbe compoziția religioasă. Și au încercat prima oară să colonizeze în Bucovina etnici ucraineni, cum le-am zis acum, atunci se chemau ruteni, de religie, de religie greco-catolică, de confesiune greco-catolică. Care era clar un atac la ortodoxia românească de acolo. Și au făcut-o mult timp. Având un eșec foarte mare, au continuat să aducă ruteni, ucraineni, cum le spunem acum, dar de religie ortodoxă. Pentru că cei care erau de religie ortodoxă puteau să vină să se roage în bisericile românești. E bine, acum să vii să-i învoci faptul că ăla este teritoriul ucrainean, de ce? După ce tu ai luat cu forța la biserica care era biserica rusă atunci și a fost până acum 2 ani. Deci biserica rusă a luat cu forța credincioșii de limbă română de la după al doilea război mondial, înainte, austriecii au făcut același lucru și noi nu avem dreptul să le oferim un refugiu românilor de acolo. Câți ori mai fie? 10, 20, 30%? Câți ori fi? De exemplu, în Bucovina de Nord, prezența românească este majoritară până în suburbiile Cernăuciului. De ce nu le putem oferi acest refugiu spiritual? Da. Deci au niște exprimări ticăloase, dar și astea reflectă, până la urmă, unele intenții. Nu știu dacă reflectă. Oricum, văd că statul ucrainean s-a abținut să comenteze. Au lăsat niște erarhi să comenteze. Da, niște erarhi care au declarat faptul că e periculoasă această decizie pentru suveranitatea statului și integritatea teritorială. Cred că asta e o prostie, pentru că biserica noastră nu se luptă să ia teritorii. Biserica noastră se luptă să salveze suflete, să le mântuiască. Să le ajute să se mântuiască, nu să ia teritorii. De acord. De acord. Dacă sunteți de acord, m-aș întoarce la editorialul foarte interesant pe care l-ați redactat săptămâna asta, și anume moartea domnului Prilasa Varanșa, ascensiunea lui Marcel Ciolacu. Ciolacu care, mă rog, o ironie a sorții, chiar săptămâna asta a declarat faptul că vrea să preia modelul francez de plafonare a prețului la alimente. Da. Ideea care stă la bază este marea teroare pe care
revoluționarii francezi, sau unii dintre ei, au declanșat-o împotriva tot ceea ce era vechiul regim în Franța, adică până la 1789. Și atunci s-au distrus obișnuințele gastronomice, obișnuințele vestimentare, sigur, inclusiv credințele religioase, în numele unei lupte împotriva vechiului regim. Cam asta fac și la noi cei care ne conduc. Ei luptă împotriva vechiului regim, adică a regimului instaurat în 1990, în urma unei revoluții, regim care s-a instaurat în numele capitalismului. Românii au vrut un regim capitalist și l-au căpătat în 1990. Românii voiau să trăiască ca în Occidentul din anii 70-80, pe care îl știau, să zicem, din filme, din reviste, de la cunoscuți. Ei nu și-ar fi dorit o politică de teroare, dar cu semn schimbat. Și au căpătat, în schimb, de la acest regim PNL-PSD, teroare climatică, li se spune să nu să mai încălzească în casă, li se spune să nu mai stea cu aerul condiționat vara, li se spune că nu mai trebuie să producem nimic aici, trebuie să emigrăm toți, li se spune că trebuie să învețe că fetițele pot să fie băieței și băieței fetițe, și acum au început să ne spună și ce să mâncăm. Și regimul, profitând de o majoritate colosală de 70%, pentru că să nu uităm, UDMR este complicele acestei guvernări. Deci cu această majoritate uriașă, la ce au folosit-o ei? Să legifereze consumul de insecte, să crească prețurile alimentelor, să crească taxarea, auzi, alimentelor care conțin zahăr. Eu, fiind mare amator de dulciuri, ca orice om sănătos, la cap, sunt absolut revoltat de această abordare. De ce este dulcele ceva condamnabil? De ce trebuie să plătești? Taxa pe viciu, nu? Păi da, în ce fel? Adică asta a dovedit cineva, francez. A dovedit cineva că dacă eu consum zahăr, e ca și cum aș fuma. Acum, sigur că toată lumea înțelege că excesul de zahăr poate să fie periculos. Dar nu în aceeași măsură ca excesul de țigări. Acum, că fumezi două țigări, sau 10 sau 20, totul este. Numai că dacă fumezi 20, poți să faci cancer pulmonar la, știu eu, 60 de ani, dacă fumezi 10 la 70 de ani și dacă fumezi 2 la 75 de ani. Da, la zahăr nu e aceea, că dacă mănânci în cantități rezonabile. Ceea ce mâncăm de sute de ani. Nu avem vreo șansă să facem vreo boală. Mai trebuie spus un lucru la fel de important. Totuși, consumul de zahăr în România e la coada Europei. Mai sunt doar vreo 4 state în urma noastră cu un consum mai mic. Dar toate statele mari care ne dau lecții și care se erigează în purtătorii de cuvânt ai terorii ăstea culinare, că de la teroare climatică am ajuns la una culinară, sunt statele care consumă zahăr și de două ori mai mult decât românii. Deci fiecare român consumă, de exemplu, de două ori mai puțin zahăr decât nemții sau francezii, aproape de două ori. Și atunci ce rost are să taxez zahărul suplimentar, să lipsesc oamenii de bucuria unei prăjituri sau unei bomboane, numai pentru a încadra într-o modă destul de stupidă. Mai trebuie să observăm că după ce au dus campanii uriașe împotriva fumatului, și alea mi se par niște tâmpenii. Până la urmă, dacă omul vrea să fumeze, să fie sănătos. Poate să o facă. Dar au dus campanii furibunde. Iată, a scăzut mult numărul de fumători, ponderea lor. Dar a crescut, în schimb, ponderea celor care se droghează. Eu cred că mai bine îi lăsam pe oameni liniștiți să fumeze decât să se drogheze, mai ales pe adolescenți. Eu țin minte, când eram eu adolescent sau tânăr, în toaletă acolo se refugiau elevii ca să fumeze. Că
câte o țigare, cât un țistoc. E bine, acum se refugiază acolo ca să drogheze. Dar asta nu e grav. Asta nu mai pune, știu eu, probleme statului. Asta nu mai sub nicio formă o politică națională, nu. Dar tutunul, care totuși e industria numărul unu a României, acum să nu uităm acest lucru, este industria mai performantă a României. Bun, ne luptăm cu ea, am înțeles. Dar iată că am înlocuit tutunul cu cocaina și cu ketamina, ce se spune că au găsit în apă. Da, de trei ori mai mult decât media europeană. Cam la fel și cu ce au făcut. Să vă dau un exemplu. Punând taxa asta pe zahăr, a ajuns să coste o sticlă de suc mai mult decât o sticlă de bere. Oare o fi normal ca toți adolescenții aia și tinerii care consumau câte o sticlă de suc, de portocale, de cola, de ce era, să-și ia acum o sticlă de bere? E normal? În sensul ăsta, mi se pare extrem de periculos ceea ce face guvernul. La fel, până la urmă, de ce nu pot să mănânc o savarină? De ce trebuie să plătesc mai mult? Pentru nu au crescut oricum prețurile destul de mult. Dar în același timp, guvernul plafonează adaosul comercial la zahăr. Care este logica, care este până la urmă politica pe care o duce guvernul? O amestecătură, o prostie. Și sigur, să nu uit și partea mea favorită din acest articol, chiar dacă l-am scris eu, punerea în oglindă a unei personalități deosebit de laborioase și de erudite, Savala, care a scris cărți despre psihologia gustului, psihologii de gust, în comparație cu gloriosul nostru bacalaureat, domnul Boie Ciolacu. Cam asta e. Unii scriu mult, citesc și mai mult, alții scriu, sau mă rog, vorbesc mai mult decât au citit. Cam asta e Ciolacu, care a ajuns să-și dea cu părerea despre nivelul impozitelor, despre, știu eu, conținutul de zahăr din mâncare, despre alte lucruri, în contextul în care el ar fi trebuit să se rezume la materia de bacalaureat, totuși, care e o încercare destul de dură pentru vitești din ăștia ca el. Da, ăștia suntem. Să trecem peste, că e tragic. Păi da, ne-au pus să înlocuim. Eu nu pot să uit asta, să înlocuiesc e clerul cu lăcustele. În asta constă modernitatea, în asta constă dezvoltarea României. Ei nu văd ce se întâmplă în școli, unde sunt violați copii, unde se vând droguri. Și așa mai departe. Păi ei preocupă eclerele și savarinele. Da, mi se pare rușinos. Interesant. Nu m-am gândit la chestiunea asta, dar cum ați spus dumneavoastră, că probabil că suntem deja în situația în care multe droguri din astea artificiale sunt mult mai ieftine decât tutunul. Păi mă cert că de-aia, uitați-vă da, că ponderea fumătorilor în România a scăzut la jumătate. De când nu mai e voie să fumeze acolo, acolo, poate... Într-adevăr, eu cred că era corect să nu se fumeze înăuntru, că sunt și nefumători. Dar au mers prea departe cu restricțiile. Astăzi e mai ieftin să te drogezi decât să cumperi o doză de porcărie din asta ieftină decât să iei un pachet de țigări. Și mai ieftin o bere sau un săniut, să nu zic brandul, de-astea... Băuturii, păi sigur, e o băutură din aia cupi proastă, suică de pufoaică, vine să și râd, e mai ieftin decât o doză de cola. Asta e ceva normal? Da. Da. Dacă mai avem două minute, sigur, vreau să vă întreb care e relația dintre stabilitatea cursului valutar,
artificială în România, pentru că în ultimii 4 ani cursul a crescut cu doar 4%, în timp ce costurile în lei au crescut cu 33%, salariile cu 52%. Corect. Vreau să vă întreb cum afectează asta economia și ce... Păi, în primul rând, îi afectează pe exportatori. Orice firmă românească are exportul mai scump sau scumpit datorită cursului de schimb. Și atunci avem un deficit comercial cât casa, ceea ce de altfel știm. Dar pare că ne-am obișnuit așa, o să ajungă să ne placă, nu știu. În al doilea rând, sigur că arată foarte bine statisticile guvernamentale. Pentru că a crescut salariul. În decembrie a fost salariul mediu net 1000 de euro în România. E adevărat că a fost luna în care s-au dat tot felul de prime, dar altfel media e undeva pe la 950, adică a crescut în euro. Când te uiți însă la cantitatea de bunuri și servicii pe care poți să o cumperi cu banii aia, nu mai e așa o veselie. Deci este și o ascundere a realității, da? Așa, în mod savant, se numește convergență. Adică avem o convergență cu statele vest europene. Ajung prețurile cam la același nivel, asta e convergența. Datorită sau din cauza acestui curs de schimb, care nu este opera Băncii Naționale în totalitate, în primul rând este rodul multelor miliarde de euro care intră în țară și care trebuie schimbate în lei, de către stat sau de către firmele care le încasează. Deci dacă adun fondurile europene cu investițiile în capitalizare, cu împrumuturile companiilor mamă către companiile fiice din România, avem o sumă foarte mare care pune presiune pe acest curs de schimb și el nu se mișcă. Rămâne așa, e ca un perete, suma asta de imensă de euro care intră în România anual, e ca un perete de care se sprijină cu spatele cursul de schimb și nu dă înapoi niciun pas. Deci, într-un fel, fiind un dezastru pentru exportatori, cursul ăsta dosește erodarea puterii de cumpărare a românilor. Păi, sigur că da. A și erodat-o. Da. Da, înțeles. Ar fi interesant dacă s-ar vorbi mai mult de chestiuni din astea și mai puțin de... Nu prea, că oamenii sunt preocupați de alte lucruri. Vedeți, unii analiști zic că românii s-au mai prostit. Eu sper că nu e așa și sper să dea dovadă și... Să vedem la alegeri. Da, regulă. Da. Mulțumim de vreo pentru explicație și vă dorim un weekend plăcut și numele ascultatorilor și fanii dumneavoastră. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Nu mai zic. Da. Interesant și interesantă poziționarea... punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române, dar și a celei ucrainene. Domn profesor, e chiar foarte, foarte bun cunoscător al acestui subiect. Bun, încă o dată, în primul rând vă doresc un weekend plăcut pentru cei care ați avut o săptămână grea. Doamnelor, le doresc să fie tratate în zilele astea, în ziua asta, așa cum ar merita să fie tratate în fiecare zi. De aici mă refer în primul rând din punct de vedere așa spiritual și afectiv, nu din punct de vedere al câte flori primește fiecare doamnă și domnișoară și mai postează și pe Instagram și așa. Asta nu cred că are legătură cu dragostea și cu relația între doi oameni, pentru că dragostea nu se poate măsura în genți și în flori și în mașini și ce mai departe. E cu totul altceva. Săptămâna viitoare recunosc că nu voi fi disponibil pentru emisiune din motive de concediu. Domn profesor mi-a comunicat faptul că el va înregistra partea economică a emisiunii, raport despre economie, de fapt, pe care îl integrăm și în cadrul Dincolo de Propagandă. Vă doresc un weekend plăcut,
până ne reauzim, vă doresc când ne reauzim să auzim mai de bine și până atunci rămâneți pe Gold FM, devine din ce în ce mai interesant peisajul politic și social și pare că crește ritmul încărcătura acestui an de campanie electorală de la săptămână la alta, eu cel puțin așa observ. Așa că un an interesant vom avea și avem sigur. Sperăm când tragem linie să fim și mulțumiți. Și ce am făcut pe plan personal, în primul rând, și cum ne-a ieșit din punct de vedere politic și social. Pentru că am văzut că foarte multă lume e implicată în politică din cauza nemulțumirilor pentru ce aduce politica din punct de vedere social. Mă refer normal la partea progresiștilor. Bun. Rămânesc cu Julio Iglesias, Manuela. Vă doresc încă o dată weekend plăcut, să auzim mai de bine. Rămânesc pe Gold FM. Dincolo de propagandă, cu Andrei Gușă, la Gold FM.